Cel ultimul duel arbitrat în Superliga pe 3 martie 2022, un FC Argeș FCSB 1-0. De atunci a mai condus o singură partidă la centru. Pe 3 iunie a fost la barajul pentru promovarea în Liga Secundă dintre Unirea Ungheni și Corvinul Hunedoara. Ne bucurăm mult că îl vedem pe gazon. L-am văzut în multe rânduri în camera VAR, dar îl vedem din nou pe teren pe Ovidiu Hațegan. Asta înseamnă că a depășit în totalitate problemele medicale pe care le-a avut. Era devenise și autoritatea numărul 1 și materie de arbitraj video și devenise pe final de sezon, ne amintim, special în zona de titlu, devenise obligatoriu echipele care își disputau trofeul să ceară perechea Ișban Kovac, Ovidiu Hațegan, Kovac la centru, Hațegan arbitraj VAR. Hai să vedem aici o minge care urmărește de Craiu. În flancul lui Borța, pe spate, procedează pe la asemenea parte, dar în spate unde fundașul nu controlează, adversarul poate să recuze foarte repede. Continuarea spune că Oțelul Galați caută să se acomodeze cu terenul, să-și ia reperele și să încerce ceva mai mult pe construcție. La Gălățeni sunt 3 schimbări astăzi față de formula pe care a utilizat de la început Dorin Munteanu contra celor de la UTA. Rus, Neagu și Ursu au fost înlocuiți cu Panait, Ghiocel și Bodișteanu. Acesta din urmă, fotbalist care a aparținut Farului, a venit liber de contract la Oțelul. În sezonul trecut a jucat pentru Steaua, unde a fost în Liga a doua, unde a fost coleg cu Atanas Sătrică. Se prăbușește Andrei Ivan în duelul cu Costin Ghiocel. Recuperează aici pentru moment Screciu. Andrei Ivan, care după ce a jucat în flancul din dreapta, în prima etapă pe terenul lui Dinamo, a declarat că nu se simte bine acolo, primește iată rolul de număr 9. În stânga e greu, din ce în ce mai greu, concurența este enormă, chiar mă uitam la cum joacă Universitatea Craiova în acel flanc după ce a revenit și Nicușor Bancu, acum e Mitriță, Bancu joacă practic o extremă, ar mai fi și Andrei Ivan, Pop cu centrare, acțiune frumoasă pentru Kehinde, Fatai, prima acțiune a Dunărenilor, deja contează mai puțin pentru Oțelul care aici se dă fault în atac, senzația mea, important e că a reușit să finalizeze o construcție, să centreze, e un semn bun pentru Oțelul că poate să-și ridice nivelul. Iată lansarea pentru Alexandru Pop, jucător născut la Buenos Aires. Aseară l-am văzut pe Onea jucând în Universitatea Cluj Rapid, un jucător născut la Paris. Alexandru Pop s-a născut în Argentina, iar în ultimele două sezoane a jucat pentru Unirea. Aici este presat Screciu de Fatai, nu are probleme. Sau nu are probleme serioase, Vladimir Screciu, Iabre joacă din nou la intercepție. Kehinde Fatai! Șut puternic, dar peste poartă. A văzut însă un faul, cred, acolo Ovidiu Hațegan. Da, și numai ce i-a făcut un semn Ovidiu Hațegan după faultul comis în careu la acea centrare a lui Alejandro Pop, ca să respectăm și Buenos Aires, orașul în care s-a născut. A făcut același gest Kehinde Fatai de această dată înainte ca mingea să-i vină pe bombeu pentru acest șut. I-a dat un brânci lui Screciu, un brânci care s-a durit discret, însă Hațegan l-a observat. Raul Silva, o bună pasă, Ișfan, care joacă din prima, dar greșește. Alex Mitriță nu joacă aripă stânga, el își caută zonele unde să întrevini, să fie liber, să preia mingea și să facă, cum se spune, diferența, pentru că este jucătorul cel mai dezechilibrant pe care l-are Universitatea în teren. Bancu, o pasă pentru Ivan, care este blocat de Iabre. Pop așteaptă sprijin și îl primește acum de la bulgarul Jelev. Raul Silva. Bună această pasă lui Raul Silva, Andrei Ivan către Alex Mitriță, din nou Andrei Ivan, iată-l în stânga, de acolo de unde îi place să plece în acțiunile sale. Mitriță lasă mingea foarte bine pentru un șut puternic, dar pe lângă poarta lui Marian Danciu. A fost aproape aici Danciu, de prima s-a reușit în Superliga, debuta în capătul sezonului 2021-2022 într-o partidă jucată de Universitatea Craiova pe acest stadion, câștigată în fața Farului cu scorul de 4-1. Cea mai bună acțiune în care îl vedem implicat pe Andrei Ivan de când a început meciul,
iar gestul tehnic al lui Alex Mitriță ne demonstrează că uneori cea mai bună fentă e aceea când nu atingi mingea, pur și simplu din corp. A scos, mă rog, a dezechilibrat, a păcălit apărarea Dunărenilor. Degajează Relu Stoian, om care a prins meciuri în prima ligă pentru Dacogetica, pe vremea când această echipă se numea Juventus București, în urmă cu mai multe sezoane. Pasa lui Jelev rezistă acolo în duel. Ariel Lopez o pasă pentru Alexandru Pop. Raul Silva a intervenit, este totuși out pentru Olteni. Da, arată interesant acest flanc al Oțelului și cred că Dorinel Munteanu a pregătit așa ceva, anticipând că Nicușor Bancu de acolo nu va sta foarte mult ca fundaș și va juca mai mult în terenul Dunărenilor. Oțelul încearcă să-l pună în valoare foarte des, special pe omul care joacă în dreapta, pe Alexandru Pop. Aici i-a lipsit, să spunem așa, un detaliu, să obțină măcar o repunere de la margine. Vedem pe căpățână perechea lui Screciu, perechea de astăzi a lui Screciu. Creciu este pe banca de rezerve, apropo de mijlocaș central cu un asemenea profil. Screciu în tentativa de a-l pune pe Borța în acțiune și, să vedem aici, e lovitură liberă și e cartonaș galben, normal, da? Borța, o eroare tehnică, pierde în fața lui Cizotti, pierduse prin planul pasului Bodișteanu, nu mai avea prin planul. Iată, Bodișteanu ia mingea și Borța nu mai are altă soluție. Născut la Chișinău, Ștefan Bodișteanu a crescut la Academia lui Gică Hagi. Spuneam că în sezonul trecut a jucat pentru Steaua în Liga Secundă, dar foarte interesant. Cel mai bun meci al său, cel puțin din punct de vedere al golurilor marcate, pentru că a semnat o dublă, a fost contra Oțelului într-un meci pierdut de Roșii Albaștri cu scorul de 2-3 la Galați. Primește aici baronul căpățână și pasează lui Nicușor Bancu. Așteaptă o pasă Danciu, de asemenea Andrei Ivan Bancu, nevoit să întoarcă. Din nou căpățână care încearcă lansarea lui Bancu. Iabre a fost încă o dată atent. Da, a tras fermoarul Iabre. Văzuse bine unghiul căpățână, 76%, așa arată posesia Craiovei. În primul sfert de oră, Ișvan pentru Andrei Ivan, e bară Craiova, șutul lui Andrei Ivan în bară, cea mai mare ocazie a debutului de meci. Și ce intervenție a avut Relu Stoian, pentru că fără atingerea lui Relu Stoian, probabil că mingea ajungea în poartă. Iată încă o dată șutul lui Andrei Ivan, golgheterul sezonului trecut pentru Olteni, cu 14 reușite, super intervenția lui Relu Stoian. E prima mare ocazie a duelului din Bănie, ultimul al etapei a doua din Superliga. Pa, un sfert de oră, iată, de un sfert de oră a avut nevoie Andrei Ivan să încălzească motoarele. Știu că sună aiurea pe asemenea caniculă, dar s-a dezmorțit cel mai bun marcator al Universității Craiova. La această acțiune am regăsit poate principalul calitate, din faptul că simte poarta, și anume execuția rapidă. Atunci când joacă repede spre poartă, simte poarta foarte bine. De lăudat, apropo de acest dribbling al lui Ișvan și pasa lui Ișvan, atât pentru precizie cât pentru că a eliberat mingea la timp, fără să o atingă suplimentar Ișvan. Aici încearcă ceva similar, dar este blocat. Samuel Teleș, un jucaș portughez care a trebuit să joace foarte mult fără minge în acest debut de meci. Wow, wow, Nicușor Bancu a trecut la subtilități. Primește balonul Zaikov, îi trimite lui Screciu. Interceptează oaspeții, este o lansare pentru Cizotti, omul cu penalti ratat în meciul cu UTA din prima rundă, un fotbalist foarte important însă pentru Dorian Munteanu, italianul încă din sezonul trecut al Ligii Secunde. Iapre, un trecut interesant fără românesc, pentru că a fost adus în România de Luceafărul Oradea. Ariel Lopez, uruguaianul, pasează pentru Pop, așteaptă o centrare, Chehin de Fatai prinde Laurențiu Popescu. Centrarea lui Alexandru Pop, într-adevăr, fostul ofensiv de la Unirea Dej, acolo unde era la un moment dat o echipă ca o pepinieră, era o echipă foarte tânără, bun, o echipă cu un antrenor foarte tânăr și echipă care sezonul trecut a semnat un parcurs într-adevăr admirabil.
Aici este calitatea la centrare, la Alexandru Pop nu a fost nemaipomenită, a fost ca o pasă la portar. Frumoasă devierea, continuare, da, ciubitriță din prima pentru Andrei Ivan, Andrei Ivan, peste poarta oțelului. Mitriță îi reproșează faptul că nu i-a întors balonul, pentru că părea din gesturi să-i spună lui Ivan, să-i transmită lui Ivan că i-a pasat tocmai pentru a întoarce mingea. Mitriță a continuat acolo sprintul, putea fi însă un gol foarte frumos aici al lui Andrei Ivan. Două ocazii cele mai importante pentru Olteni în dreptul golchetărului din sezonul trecut. Acum este pauză de hidratare în bănie la scorul de 0-0 între Universitatea Craiova și Oțelul. Cu oricine sau orice ții, cu noile beneficii de Live Betting, știi că Betano ține cu tine. Betano ține cu tine pentru că e fan să fii fan. Andrei Ivan o bară, Andrei Ivan o ocazie, Andrei Ivan să ne amintim pasa aceea la șutul încercat de Danciu. Deci am numărat în ultimele 6-7 minute trei situații de poartă pentru echipa pregătită de Eugen Neagoe. În continuare așteptăm replica Oțelului Galați, adică o replică mai consistentă pentru a pune probleme. Altfel, Oltenii vor avansa, inclusiv la un moment dat și cu fundașii, pentru că vor simți că în spate n-au de ce să se teamă. Cel puțin așa arată meciul acum. Încă o dată, ultimul șut al lui Andrei Ivan. Ultimele două partide dintre cele două echipe s-au disputat la nivelul Superligii în sezonul 2014-2015. Ambele au fost câștigate cu 1-0 de Olteni, 1-0 în bănie cu un gol al lui Matson și 1-0 la Galați cu o reușită a lui Taher Bawab. Oameni dintr-o altă eră, să spunem, acestei formații din bănie. Era perioada de început a ei în Superliga. Am văzut pe reluare pe buzele lui Andrei Ivan, cam asta se citea, că îi transmitea lui Mitriță că nu l-a văzut. Apropo de ideea că putea să întoarcă mingea. Raportul paselor reușite este copleșitor. 140 la doar 33 ale gălățenilor. Mingea este întoarsă în condiții în care nu depășise linia de fund. Mitriță pentru această construcție, o pasă pentru Danciu, frumoasă tehnica, bună preluarea, hai să vedea, pe care o asigură Nicușor Bancu, pasează târziu și blochează Oțelul Galați, dar totul mersese foarte bine pe contra Universității până la un punct. L-am văzut din nou pe Cizotti, italian. Sunt mai multe cazuri de jucători care au venit în România, italieni sau de altă naționalitate, dar din ligile inferioare din Italia și care au performat. Un exemplu foarte bun este Azren Lulacu. Cizotti a venit în fotbal românesc după ce a jucat două sezoane în Malta pentru Slima Wanderers, formația la care și-a încheiat cariera Cristiano Bergo, de acolo antrenor al Rapidului. Presează acolo Danciu, reușește recuperarea, trimite pentru Ivan, excelentă intervenția, cred că i-a aparținut lui Dan Panait. Urmărește Gioco Zaigov până în terenul Oțelului pentru a nu-i oferi echipei Dunăre de nicio oportunitate. Pe această ieșire, șansă mare din nou pentru echipa lui Eugen Neagoe. Hai să vedem, Iabre aici este moale, este naiv, este superficial. Și apropo de gestul lui Danciu de a pasa lui Andrei Ivan, poate că uneori, mai ales la un profil ofensiv, e bine să manifeste și personalitatea, adică de acolo putea încerca să dea el. E adevărat însă că dacă l-ai pe Ivan, în care acolo cauți să-i dai. Cred că a fost însă fault aici, făcut de Danciu, nu lovește mingea, îl doboară într-un fel sau altul acolo pe Iabre. Pasă bună pentru Bodișteanu, atenție la duelul său cu Borța. Borța are cartonaș galben văzut mai devreme. Bodișteanu forțează pătrunderea, Borța rezistă și este doar out pentru Oțelul. Apropo de François Iabre, el a fost în două situații, în duelul 1-1 cu Andrei Ivan și a fost depășit ca viteză. Ideea este să nu mai rămână în asemenea situații în care se vede viteza superioară a atacanților de la Craiova, să ne ajungă cu Mitriță, spre exemplu, într-o situație 1-1. Iar la ce am văzut mai devreme, aș merge pe ce spui tu, apropo de acea senzație, că poate fi un fault acolo, dar
Am la impresia că un apărător central în Superliga trebuie să fie foarte hotărât ce face cu mingea și în orice caz, dacă ei se oprească mingea, nu în careu, nu pentru adversar. Din Ivan, mingea se duce în afara terenului, repune Dan Panait, apărătorul stânga din această partidă a lui Dorinel Munteanu. Sunt trei schimbări astăzi făcute de Dorinel Munteanu, am vorbit despre ele ceva mai devreme. Vă spuneam și Adi Jelev a jucat fundaș stânga la partida cu UTA, astăzi este Panait. Mingea este acum la Ișvan Borța, către Andrei Ivan, care l-așteaptă acolo pe Ișvan. A reușit să blocheze Costin Ghiocel. Rezultatul până acum este ok pentru Oțelul Galați, echipa care trebuie să se simtă frustrată că e 0-0 pe tabelă, desigur trebuie să fie și cu siguranță că este pe undeva acolo, în forul ei interior. Universitatea Craiova, care a făcut câteva situații foarte bune, foarte bune. Alex Mitriță coboară pentru a prelua mingea și manifestă personalitatea cu această intenție, nu neapărat cu această pasă. Iată-l din nou pe Relu Stoian. Spuneam despre el că a evoluat în prima ligă pentru Dacogetica în sezonul 2017-2018. A fost în 12 partide prezent în Superliga în acel sezon. În campionatul precedent era la Gloria Buzău, pentru care a evoluat în 23 de partide. Titularul obișnuit al Oțelului în sezonul trecut din poartă a fost Cosmin Durbozoancă. Durbozoancă, golkeeper format de Academia de Fotbal Gheorghe Hagi, este însă în recuperare după o accidentare gravă. Universitatea Craiova construiește de la nivelul apărătorilor centrali. Balonul predat lui Vladimir Screciu, se arătase la combinație Danciu, preferată diagonala pentru Alex Mitriță și cred că este prima fază, iată, minutul 24, când Mitriță joacă acolo, în acea arie, sau acolo așteaptă mingea, rest a fost ca un electron, navigat prin toate zonele. Raul Silva, a plecat Danciu. Și aici lăuda mai devreme pentru preluare, aici tocmai preluarea îl trădează pe tânărul jucător al Oltenilor. Repunerea de la margine pentru Oțelul, efectuată logic de Milan Jelev. Și apropo de acea partitură pe care bănuiam noi că o pregătesc cei de la Oțelul, mingea pe care o dăm față, mingea lungă, este acolo în flanc pentru Alexandru Pop. Acum însă nu era cea mai bună distribuție a jucătorilor în teren pentru a efectua un asemenea serviciu. Zaikov îi trimite lui Raul Silva. Să vedem unde va pasa brazilianul. Încearcă lansarea lui Andrei Ivan, care a plecat la timp. Andrei Ivan într-o poziție bună. Iabre este în preajma lui. Ivan întoarce pentru Mitriță. Mitriță încearcă o combinație cu Bancu. Mitriță la colțul scurt. A fost însă mai devreme offside la lansarea pentru Andrei Ivan. Rămâne 0-0 între Universitatea Craiova și Oțelul. S-au marcat 22 de goluri în primele 7 meciuri ale acestei runde cu numărul 2 din Superliga, asta însemnând că avem o medie de peste 3 goluri pe meci, o medie excelentă. Imposibil pentru noi să apreciem. Merge pe mâna asistentului, oricum el a avut poziție mai bună decât noi, decât am avut noi pe imaginea de mai devreme pe acea perspectivă. La offside-ul pentru care a fost oprită acțiunea lui Andrei Ivan. Echipa lui Dorinel aleargă precum o făcea Dorinel, dar încă nu pasează precum o făcea Dorinel. Aici au vândut posesia practic pe nimic, însă câtă vreme ei sunt atât de aproape, chiar la nivelul craiovenilor pe tabelă, e ok, stilul acesta, să ne spunem italienesc, dar foarte realist de joc, pe care l-am văzut la Oțelul lui Dorinel și în Liga Secundă. Echipă preocupată de rezultat. Mitriță din prima, Danciu ratează iarăși preluarea. De fapt, era contrat de capitanul Oțelului, de Ghiocel, care a fost mai bine poziționat. Podișteanu, mingea nu mai ajunge la el. Borța din prima cu Andrei Ivan, care însă aici este dominat fizic de Ghiocel. Cizoti către Fatai, s-a ridicat prompt fanionul. Fatai venea din offside. Pe digisport.ro și în aplicația Digisport aveți despre a doua ofertă pentru
Kylian Mbappé, primită de PSG, și de asemenea aflați care este avertismentul dat de Radu Drăgușin jucătorilor români. Bancu încearcă să treacă acolo, este faultat de Milan Jelev, e lovitură liberă pentru echipa lui Eugen Neagoe, minutul 27 al înfruntării. Un dribling previzibil. Jelev abia a venit în campionatul românesc. Dacă avea 2-3 sezoane, știa că Nicușor Bancu așa îl va scoate sau așa va încerca să scoată din joc. O poziție foarte bună pentru lovitură liberă din lateral, foarte bună pentru o echipă care are jucători tehnici, o echipă care acum se pregătește să execute prin Alex Mitriță, Andrei Ivan în careu, oamenii înalți din defensivă au ajuns și acolo și să vedem cum rezistă emoțiilor Stoian, golkeeperul Oțelului, careu sub presiune. Alex Mitriță așteaptă intuițarea arbitrului Ovidiu Hațegan, trimite pe 6 metri pe scurt, mingea este respinsă de Ariel Lopez, șutul lui Ișman din întoarcere și nu e minge de contraatac, pentru că Bodiștean alunecă, interesant această opțiune, o pasă pe larg în stânga pentru Mitriță, a preluat Alexandru Pop, hai să vedem continuarea, Samuel Teleș era deja într-o poziție de atac, însă ori n-a văzut culoarul de pas Alexandru Pop, ori a zis, a făcut un calcul că această lovitură liberă e o variantă mai bună pentru Dunăre. Meciul cu Dinamo a reprezentat pentru Alexandru Mitriță partida cu numărul 100 în Superliga României. Și interesant, la ultima partidă pe care el o juca în Bănie, reușea o dublă pentru formația olteană în urmă cu aproape 5 ani, la un 2-0 contra celor de la Gaz Metan Media. Și acum este lovitură liberă pentru Oțelul, executată de Iabre, care încearcă să-l găsească pe Cizotti, prelungire către Bodișteanu, intervine Ecov, repunere pentru Oțelul. Deci nu e o lovitură de colț pentru Dunăren, e o repunere de la margine. Dacă au un băiat cu brațe puternice care să arunce așa cum trebuie, poate fi chiar ca o lovitură liberă Panai pentru Kehinde Fatai. Ariel Lopez, care este însă încurcat de un coechipier de Samuel Teleș, de portughezul adus de la Feirense. Trei goluri marcate stagiunea trecută în Liga Secundă de Ariel Lopez, e prețuit la nivelul Ligii Secunde pentru faptul că poate juca apărător central, poate juca mijlocaș central, e adevărat cu profil defensiv, că e important la momentele fixe în atac. Și probabil că și el a fost remarcat într-un fel sau altul de Dorian Munteanu în duelurile cu Oțelul, pentru că a marcat la fel cum a făcut și Bodișteanu contra Gălățenilor. De asemenea, a înscris cu Steaua și Dinamo și a ales bine victimele în sezonul trecut. Ariel Lopez, când era la Gloria Buzău, Relu Stoian ține mingea în teren. I-a fost colegul lui Ariel Lopez și la formația buzoiană. Intrăm curând în ultimul sfert de oră al primei reprize. Cred că mingea a rămas în teren. Sau nu? Greu de zis. Însă nu contează foarte tare. A fost doar corner pentru olteni. La Craiova e cam fotbalul italian, un corner s-ar putea să conteze. Sunt oameni care se ceartă o vară pentru un corner, dacă a fost sau n-a fost. Dar și pe reluarea de mai devreme, unde era bun, dar e greu de spus. Dacă proiecția mingii arată că încă mai atingea cu parte linia de fund, înseamnă că n-a ieșit întregime. În fine. Aici Cizotti este faultat în mod clar de Mihai Căpățână. Urmează așadar o nouă lovitură liberă pentru trupa gălățeană, o echipă care, strict vorbind, are 5 remize la rând, e și galben pentru Căpățână, pentru modul în care l-a culcat pe adversar pe gazon și pentru că a oprit o acțiune periculoasă. Spuneam că, strict vorbind, Oțelul are 5 remize la rând, pentru că au fost 4 în partidele de pregătire din această vară, plus cea din meciul cu UTA. Ultimul succes a fost cu Unirea Deji în ultima etapă a play-off-ului din Liga Secundă. Se pregătește să execute Ariel Lopez. Vedem dacă uruguaianul va căuta poarta. A petrecut mulți ani în Spania, Ariel Lopez, înainte de a veni în România la Dunărea Călăraș. Poate fi moment important al acestei prime părți. Ariel Lopez, lovit
lovitură liberă pentru Oțelul Galați, minutul 32, poate cea mai importantă fază de care dunărenii beneficiază în această primă repriză. Pe terenul craiovenilor, Laurențiu Popescu, febril, 3 plus 1, 4 cu echipier așadar în zi, Cizotti încearcă să-l păcălească, șutar el, Lopez, peste poarta craiovenilor. Popescu, vedem, instalat bine ca titular la Universitatea Craiova, după ce mulți ani și-a așteptat rândul, a și fost împrumutat în două rânduri de cei din Bănie. David Lazar, rezerva lui și în debutul acestui sezon. Zaikov așteaptă balonul și îl primește Borța, revenit după împrumut la Petrolul. Câți oameni au ocupat postul de fundaș dreapta în ultimele sezoane la Universitatea Craiova? Martici și Vlădoiu în sezonul trecut, plus Vătăjelu atunci când a fost nevoie. Acum iată-l pe Borța revenit după sezoane în care a fost împrumutat pe lângă Petrolul, a fost și la Concordia Chiajna. Pasează Ișvan, Mitriță iese la minge în stânga, a avansat Bancu, Danciu către Ișvan. Ișvan minge ajunge cu ceva șanse, tot la un jucător al oltenilor, la Alex Mitriță. Hai să vedem plecarea după preluare, un dribling e luat în brațe, arbitrul nu fluieră pentru că mingea rămâne în posesia lui Alex Mitriță, care lansează pe Danciu. Fază întoarsă, lovitură liberă pentru echipa craioveană, lovitură liberă așa ușor la tras în stânga axului. Cristi Munteanu, omul care conduce formația gălățeană, fostul portar de la Farul și Dinamo, printre altele, a fost și la Oțelul Galați. În cadrul de mai devreme am văzut cum se trăiește un meci. Fiecare punct e important, chiar și atunci când ești la început de sezon ca formație promovată și încerci să te adaptezi la ceea ce înseamnă rigorile primei ligi. E o poziție bună aici pentru Alex Mitriță. Vorbea înainte acestui duel într-un interviu acordat pentru programul de meci al înfruntării, că partida pe care își amintește, cea mai dragă partida lui pentru Universitatea Craiova, a fost finala cu Herman și la finala de Cupa României de pe arena națională, pentru atmosfera de la acel joc și pentru prestația pe care a avut-o în duelul respectiv. Are șansa de a marca aici. Alex Mitriță, șutul în zi, Diabre blochează. Atenție, aici minge întoarsă de Zaikov în brațele portarului Oțelului. Iată-l pe apărătorul central, spuneam mai devreme, al doilea sezon al lui Joko Zaikov în tricoul Universității Craiova. Apropo de povestea cu fundașul dreapta, câte soluții au fost încercate, până la urmă și la fundașul stânga de la Craiova e o situație aparte, că titularul acum e indiscutabil, nu acum, de ani de zile, e un jucător care provine din extremă, Bancu. La Unibet, pariezi live din full screen cu BetStream. Crește-ți profitul cu UniBoost și trimite biletul prietenilor prin BetShare. You and Unibet. 10 minute până la pauză, un pic peste 10 minute oficial până la pauza acestui duel, însă vor fi și câteva minute suplimentare pentru că au fost aceste pauze de hidratare. Nemulțumit Dorinel Munteanu, am văzut cum se derula dialogul dintre el și mijlocașul portughez Samuel Teles. Emil Săndoi, până de curând selecționerul naționalei de tineret, asistă la această partidă. Interesant este că penultimul meci dintre cele două echipe, acela câștigat în Bănie de Olteni cu 1-0 în fața Gălățenilor în septembrie 2014, la acel meci debuta cuplul Emil Săndoi Sorin Cârțu la formația olteană. Între timp, jocul s-a reluat. O să vedem în minutele următoare dacă pauza de hidratare aduce și mai multă inspirație fără fault aici. Nu, este fault. Este fault decizia lui Hațegan. O minge pe care o vânau doi jucători ai Oțelului, și Ariel Lopez, dar și Samuel Teles. În pauză și la final, Fotbal Club așteaptă Radu Naum împreună cu invitații săi, Marius Lăcătu, Ilie Dumitrescu și Cristi Giambașu, pentru analiza acestui
Sui joc și numai, iar la jumătate de oră după miezul nopții, o nouă ediție a emisiunii Super Apan Cronica. Atunci sunteți așteptați de Radu Drăguț cu cele mai importante ponturi pentru această săptămână. Degajează Relu Stoian și o face destul de bine pentru Cizotti. Zaikov intervine, să vedem cât de bine. Screciu cu călcâiul respinge balonul. Danciu nu reușește să preia acolo mingea, pentru că Bodișteanu a fost atent. Bodișteanu a trecut spectaculos de Raul Silva. Continuă Bodișteanu. Ultimul cuvânt îi aparține însă lui Raul Silva. Da, ce interesant. Oțelul a ieșit mai bine după acea pauză de hidratare. O splendidă degajare a lui Stoian, care lansează pe Cizotti. Insistența lui sau la un moment dat indecizia fundașului central Zaicu au condus la acest moment de confuzie, nu panică, ușoară confuzie, în care oricare venilor care au căutat aici să reacționeze, dar nu cu pasă lungă, și asta cred că le spune și Eugen Nagoe, e greu să bați chiar și un nou promovat doar cu pasă lungă, doar cu minge lungă, dar interesant, am văzut Cizotti, insistența lui, și pentru moment am revăzut tehnica lui Bodișteanu, foarte lăudat și după prima etapă, după meciul cu UTA, până la unul. Atunci intra imediat după pauză Bodișteanu în locul lui Ursu. Astăzi, iată-l titular, răsplătit pentru evoluția sa de Dorian Munteanu. E important ca jucătorii să primească un semn atât de rapid din partea antrenorului lor. Iată-l pe Vladimir Screciu. Screciu avansează, o pasă pentru Danciu. Este acolo Iapre. Continuarea aparține lui Jelev. Da, el a fost, bulgarul este faultat. Sorin Cârțu nu mai e președinte la Universitatea Craiova, dar e la meci. Silviu Lung în spatele lui. Multe personalități. Dacă nici la Craiova tribuna personalităților nu e mereu plină, atunci unde? Minutul 39, fără gol între Universitatea Craiova și Oțelul Galați. Otenii au avut câteva minute foarte bune, dar la cum se joacă de ceva vreme, pare că acea epocă un pic s-a dus și trebuie să apese iarăși pe tara, trebuie să accelereze iarăși Craioveni ca să redevină echipa dominatoare. Să semne de viață la Oțelul, care începe ușor, ușor să prindă curaj, să încerce să devină periculoasă și nu e foarte departe să se întâmple asta. Minge de contraatac, Andrei Ivan acum pentru Alex Mitriță, corect, în stânga, pentru că este, acolo este o zonă liberă pe care pot avansa jucătorii Oteni. Șut în fața Andrei Ivan! Stoian formidabil în două rânduri, dar prima oară contează, pentru că a doua oară se ridica Stefan Ionul. Da, și dacă nu s-ar fi ridicat Fanionul, cred că puteam vorbi de o lovitură de la 11 metri pentru Olteni, pentru că senzația este că după ce a lovit mingea, este lovit și de adversar, cred de Jelev, acolo Andrei Ivan. Oricum, sunt două intervenții în aceeași fază pentru Relu Stoian, care arată o formă bună. Relu Stoian, la un moment dat, portar la Naționala de Tineret a României. Lovitură de colț, mai culpa, nu este offside. Lovitură de colț, se confirma și pe reluare. Poziția era, a fost regulamentară 100%. Ivan era în poziție regulamentară în momentul în care a venit acel șut. Craiova în ofensivă. Dar nu știu dacă nu cumva se... Nu cred că se analizează duelul. Am crezut că se va analiza duelul în camera VAR, probabil că a fost analizat foarte iute. Centrarea lui Mitriță, încă un corner după intervenția lui Samuel Teleș. Până la urmă, uite că Universității Craiova nu-i trebuie foarte mult să ciupească iarăși pedala de accelerație. Două lovituri de colț consecutive obținute atât de repede, în momentul în care au accelerat pur și simplu jucătorii lui Eugen Neagoe. Alex Mitriță, tot el execută. Ișvan va angaja duelul la prima vară, luat în marcaj de burkinabezul François Iabre. Și Ișvan, de fapt, cred că vrea să protejeze culoarul de zbor. Deci centrarea, care trebuie să ajungă la Andrei Ivan, într-adevăr, acum centrarea la a doua pară. Reluare, pară! Pară a Craiovei! A doua pară din această primă repriză și rămâne Craiova 0-0.
aproape să trimite un avion în poartă, că ziceai de culoarul de zbor, da, ceva mai da, devreme. M-am gândit eu că nu eram chiar așa de inspirat culoarul de zbor. Nu, mă gândeam la felul în care a luat balonul de la colțul lung. Iată, aici căpățână, nu mai avea, dacă putea să prindă poarta, căpățână și n-ar mai fi avut nicio șansă Relu Stoian. Acum, cu două bare și alte prezențe ofensive, a fost o repriză bună a Universității Craiova. Ei pot invoca ghinionul, putenii. Două ocazii mari pentru Andrei Ivan, plus aceasta lui Căpățână. Sunt cele mai importante faze din bilanțul oltenilor din această primă repriză. Bancu este faultat în mod evident de Ariel Lopez, chemat la ordine. Uruguayanul de Ovidiu Hațegan, e doar un avertisment verbal pentru el. În termen de pase reușite, de patru ori mai multe cele realizate, cele reușite de Universitatea Craiova. Lovitura liberă deja executată de olteni. Zaikov din prima, Borța, Căpățână, deviere Ișpan pentru Borța. Pasa cam târziu pentru Andrei Ivan. Gândeam că e un pic în offside, dar arbitru nu a văzut, arbitru asistent. Joc reluat, Bancu reprimește de la Danciu, foarte frumoasă această tentativă de undoi. Lovitură liberă acum pentru Oțelul. E ferm, Hațegan, pare că asta e senzația pe care ți-o lasă Hațegan, că n-a lipsit deloc de pe teren. Sigur că a fost la acel meci de baraj pentru promovarea în Liga Secundă. Vorbim de un meci important, pare că nu a lipsit deloc de pe teren centralul arădean. Degajează Relu Stoian în zona lui Kehinde Fatai, care reușește cumva să devieze pentru Pop. Mingea este degajată de Bancu, excelent până la Mitriță. Mitriță este primul în duelul cu Jelev. Mitriță pasează bine pentru Căpățână. S-a retras însă acolo Samuel Teleș, nu Cizotti, a fost cel care s-a retras, continuarea aparține lui Borța. Avem iarăși raportul posesiei baronului nefavorabil gazdelor. Florin Borța centrează la colțul lung, așteaptă Nicușor Bancu, o combinație între fundaș și lateral al oltenilor. Raul Silva către Mitriță. Mitriță mereu abil când vine vorba de controlul baronului, însă greșește pasa. Abil, dinamic, dar parcă departe totuși de poartă. Control aici și lovitură liberă pentru echipa craiovană. Și un cartonaș galben pe care încasează Milen Șelev, fundașul dreapta al gălățenilor, la trecerea lui Danciu, care n-a jucat deloc rău în această primă repriză. A avut și acea ocazie când a șutat puțin pe lângă poarta lui Relu Stoian. Da, un galben pe care Jelev, fundașul dreapta de la Oțelul, ia în minutul 45, într-o seară care nu se anunța deloc simplu pentru el, încă acolo, în zona lui, urmau să evolueze marile aturi ale craiovenilor. Universitatea, lovitură liberă, același unghi preferat pentru o execuție a lui Alex Mitriță. Andrei Ivan pe scurt. Vedem, ne așteptăm direct la un șut direct pe poartă. Cred că asta va fi, după ce mai devreme a trimis în zid, într-un moment asemănător. 4 minute suplimentare pentru prima parte a acestui duel. Alex Mitriță și posibilitatea de a deschide scorul, chiar dacă unghiul nu este unul extraordinar. Mitriță e un jucător tehnic. Mitriță transversală! Ce gol era să vedem în bănie, Universitatea Craiova Oțelul. Trei bare într-o repriză. Universitatea Craiova 0-0 contra Oțelului Galați. Andrei Ivan, Căpățână și acum Mitriță. Oamenii care au nimerit... au fost nimerite chiar toate barele porții lui Stoian.
Deci, deși se joacă în Craiova, Râul Ramul în prima repriză a obținut cu oțelul galați. Se-au protejat pe golkeeperul Dunărenilor. Contraatac pentru Dunăreni, pasa pentru Milen Jelev. A sprintat Alexandru Pop, centrarea bulgarului pentru Fatai. Nu sunt însă probleme reale în careul oltenilor. Dar continuă acțiunea. Jelev se încăpățânează acolo să treacă de adversar și reușește, însă a vrut să treacă și de un al doilea. Mitriță cu o pasă pentru Bancu. Acest contraatac al craiovenilor curge bine, este lansare foarte bună pentru Andrei Ivan. Cât de bine a pasat Ișvan, dar cât de bine a intervenit și Ghiocel. Căpățână, pasă pentru Borța. Ișvan a vrut să-i trimită lui Danciu, a respins Ariel Lopez. Al doilea minut de prelungire al acestei prime reprize. Mitriță, protejat de Ișvan. Controlul lui Mitriță, ambițioasă ideea să dea pentru Nicușor Bancu. Se descurcă Alexandru Pop, însă are nevoie de întăriri pentru că erau doi oameni pe el. Era făcut sandwich, un al treilea gata să intervină. Apel în profunzime pentru portughezul Teleș. Screciul lângă el. Și aici la Teleș parcă se simțea nevoia să vină un gălățean mai repede. Pop, centrare pentru Fatai. Reluare pe poarta Craiovei. Și cât de mult a însemnat la această fază insistența lui Cizotti, o să vedem imediat. Iată, Cizotti părea să aibă șansa a doua în acel duel cu Mihai Căpățân. A insistat însă, a ciupit mingea în fața adversarului și a reușit să centreze pentru Kehinde Fatai. Iată intervenția lui Ghiocel, o intervenție perfectă în duelul cu Andrei Ivan. Ne aducem aminte, în sezonul trecut a fost protagonistul unui episod neplăcut, Ghiocel. A făcut la un moment dat un fault extrem, extrem de dur. Da, pentru că a primit îngrijiri medicale Kehinde Fatai, trebuie să părăsească terenul în ultimul minut de prelungire al acestei reprize. Fără gol la Craiova, dar cu trei bare și alte câteva situații, și nu au fost chiar puține. Frumoasă prima repriză. Dorinel Munteanu supărat că Fatai trebuie să se ducă în afara terenului, dar nu e supărat pe arbitru pentru că știe regulamentul. Era supărat pe jucătorul său. Raul Silva, presat tocmai de Fatai, reușește să-i trimită lui Zaikov mai departe către Căpățână. Borța direct la Laurențiu Popescu. Ultima șansă pentru Olten, pentru că în curând se va fuiera finalul primele prize. Zaikov se apără liniștit oțelul la această fază. S-a adăugat un minut suplimentar. Erau pe grafică, dar sunt 5 minute. Probabil că arătați că am dat timpul suplimentar cu un minut în urma intrării pe gazon a medicului Universității Craiova. Mitriță cu o pasă pentru Danciu, mai departe la Bancu. Bancu centrează pentru Ișvan, respinge Panait. Fatai nu-l poate domina pe Raul Silva. Mai e timp de un atac, nu mai este timp pentru nimic pentru că este pauză în bănie. Universitatea Craiova și oțelul Galați la egalitate.
cum de n-au reușit la Craiova să înscrie și chiar asta o să fac, o să intre pe Marius Cătușile Vitrescu și Cristi Giambașu. Marius, foarte multe ocazii de gol, e adevărat, dar culmea este faptul că în marea majoritate dintre ele jucătorii au luat decizia cea bună, da, ca și execuție, adică n-au fost execuții greșite. Aici sau... e Stoian care deviază în bar, are și noroc, e și bărbuie să ne noroc, sau ghinion de partea. Exact, și la execuția lui Mitriță, la lovitura, da, liberă în bar, și șutul acesta lui Ivan din nou, care lovește, trece un pic peste poartă, adică execuțiile nu au fost rele, au avut... De și ocazia lui Căpățână. Da, da, Căpățână, în bară. Da. Ceva să... Ilie, n-au făcut bine de n-au scris, că ideea e să scrii. Da, nu, ca joc este o exprimare consistentă. Nu s-au materializat situații importante de gol. Da. Și aici și cu puțină șansă pentru Oțelul, pentru că, da, și aici și la bara lui Mitriță. Plus că a mai fost pasa aia lui Mitriță pentru Ivan, care scapă lateral puțin, lateral dreapta, puțin peste poartă. O repriză bună făcută de Craiova. Și au mai avut, da, atât. Da, ocazia când au scăpat singuri cu... Au avut o dublă ocazie, da, într-o, da, fază, da. Adică chiar au ajuns și în faza. Paradoxul statistic este că aceste bare nu figurează ca șuturi pe poartă, da, păi nu sunt pe poartă, da. Asta zic, da. Dar figurează ca bar. A avut și Oțelul o ocazie mare pe final de repriză. Ar fi fost prea mult, da, pentru Craiova să primească golul ăla. Chiar dureros. Da, da. Era greu să schimbe direcția, centrarea bună. Trebuie să schimba ceva. Da, ocazie bună, da, Ilie. 75% posesie. Da, da. Jocul este al Craiovei, da. Fotbalul este al Craiovei în această seară. Trebuie schimba ceva. 260 de pasuri. Trebuie să intre Marković. Păi nu știu, acum depinde, că dacă intră... Au 64 cei de la Oțel. Da, nu, dacă intră Marković, cifre... probabil Danciu nu va ieși. Da. Și mie, sincer, nu mi-a displăcut deloc. Cred că activ. Este foarte activ. Să vedem cine iese, Ișvan, poate. O să vedem. Ișvan n-a jucat, nici el. Atunci nu iese nimeni și continuăm. Dar trebuie să mergem la mesă, știi? Nu au greșit nimic, de fapt. Nu o să apucăm să vedem dacă înscriu sau nu. Ne întoarcem la final.
partidă. Și până la urmă, se pare că noi aveam informația că vor intra Mateu și Crețu. Până la urmă intră Crețu și Marcovici. Poate la un moment dat face apariția pe teren și Alex Mateu, cel care și-a început parcursul în fotbalul profesionist, la fel ca și Marius Lăcătuș, unul dintre invitații din această seară de la Fotbal Club la FC Brașov. 0-0 scorul de la care plecăm în repriza secundă. După o primă perioadă pe care craiovenii au dominat-o, au avut o construcție de multe ori fluidă, foarte multe situații de poartă. Dacă e să stăm să facem o comparație cu media ocaziilor din Superliga noastră. Hai să vedem aici. Fatai și Gioco Zaico, probleme pentru apărătorul central al echipei, craiovene. Iată de ce îl prinde în aer și lovește cu cotul, prinde, să spune, fără aer, fără oxigen. Pentru că Hinde Fatai, care zâmbește, pare să fi fost chiar ceva atât de complicat. Fără modificări la Oțelul, normal, țin Shahe Tern pe Universitatea Craiova 0-0 după o asemenea repriză în care Oltenii au nimerit de 3 ori barele. Nu ai de ce să umbii la echipă. În vreme ce dincolo, cred sincer, Eugen Neagu îl pune în teren pe Iovan Marcovici, tocmai pentru că el are sclipire, are execuție, nu știi la ce să te aștepți de la el. La urmă, pentru craioveni, prima repriză, apropo de rezultat, a putut să fie o chestiune de șansă sau neșansă. Încă o dată formulele. Oțelul cu Stoian, Oțelul ai cărei suporteri i-am văzut mai devreme în cadru, cu torțe aprinse pe stadionul Ion Blemenco. Oțelul cu Relu Stoian, Jelev, Iabre, Ghiocel, Panait, Cizoti, Ariel Lopez, Teleș, Pop, Fatai și Podișteanu. Craiovenii în continuare cu Laurențiu Popescu în poartă, Căpățâna a trecut fundaș dreapta după ieșirea lui Boța, Zeiflau, Silvan, Urbancu sunt ceilalți trei care completează linia defensivă a Oltenilor. Mijlocaș central Vladimir Screciu și Alex Crețu, care a intrat la pauză. În atac avem Danciu, Alex Mitriță, Iovan Marcovici și Andrei Ivan. Repune Milen Jelev, Raul Silva blochează acolo foarte bine pe Samuel Teleș. Samuel Teleș, care a marcat în fiecare din ultimele 5 sezoane din disputate de el în fotbalul profesionist. E adevărat, nu la nivelul primei ligi a jucat Samuel Teleș, dar faptul că a înscris înseamnă ceva. Alex Mitriță în propria jumătate, preluare, pas rapid, Nicușor Bancu, sprintul lui Alex Mitriță, exterior la interior pentru Iovan Marcovici, bun controlul. Și Iovan Marcovici, deși cred că aici avea un unghi mai bun să joace ușor în dreapta pentru Andrei Ivan, preferă să continue cu Alex Mitriță. Oricum venea din offside, nu, acolo l-a prins pasa lui Mitriță. Vă reamintim arbitrii, Ovidiu Hațegan, Mircea Grigoriu, Florin Ciprian Dan și arbitrul de rezervă este Florin Ardelean, în camera VAR Radu Petrescu și Vlad Bârleanu. Ce aș remarca la cum arată atacul în acest moment al Universității Craiova, să vedem pe Budișteanu cu preluare atac. Interesant și chiar amenințătoarea poziția Oțelului, dar pierd aici în flanc. Ce mi se părea interesant la atacul Craiovei, sunt foarte multe ego-uri exacerbate acolo în față, personalități. Vedem cum va reuși să le îmblânzească antrenorul. A mai intrat și Iovan Marcovici, el are personalitate și așa mai departe. Cartonaș galben, minutul 50. Pe teren ca în tribune. Apropo de ceea ce spuneai, pe deplin meritat acest galben de către Cizoti. Intrarea a fost clară pentru a dobărâ adversarul acolo, adică pe Andrei Ivan. Este 2-2 la galbene, așadar egalitate și la acest capitol, pe lângă egalitatea de la capitolul goluri, niciunul înscris până în acest moment al duelului din bănie. Cizoti a muncit mult în prima repriză, acum cerea la rândul ceva arbitrului,
Hațegan a lăsat atunci avantaj și imediat a realizat că trebuie să-i dea galben jucătorului italian. Stoian. Pentru Bodișteanu apare Căpățână, câștigă duelul, urmărește Iovan Marcovici, primul la minge, Iabre lângă el, burkinabezul protejează însă foarte bine. Și uite ce înseamnă viața, Andrei Ivan a început ca număr 9, deci ca atacant central, de la pauză joacă în dreapta, pentru că a intrat Iovan Marcovici și Iovan Marcovici. Viști până acum stă acolo în ax. Sigur că toți trei din față de la Creva sunt mobili. Hai să vedem pasa pentru că Hinde Fatai, care vrea să joace repede, mingea îi rămâne. Centrarea încă nu vine a lui Samuel Tele și până la urmă aruncă balonul într-un oarecare fel și minge de contraatac pentru echipa Creveană. O pasă pentru Șelev, care trimite imediat către Alexandru Pop. Raul Silva, am văzut că a gestionat foarte bine aceste dueluri 1-1, superior din punere fizic adversarilor săi. Sincer, după reluarea jocului, Universitatea Craiova nu mi se pare că mai are acea construcție care devenea destul de ușor copleșitoare pentru adversar. Cred că s-a transformat într-o echipă care așteaptă mai mult, nu de la spiritul colectiv, cât de la o execuție fericită acolo în față, mai ales că l-au pus pe Iovan Marcovici numărul 9. Dacă se joacă mai lent, ar fi un ritm care ar conveni oțelului. Deocamdată atacul Craiovei, Alex Crețu, un duel cu Ghiocel, obligat să joace în spate un exterior. Alex Mitriță! Șutul cu stângul este însă anemic. 6 goluri în 28 de partide jucate în Arabia Saudită pentru Al Raed, sub conducerea lui Marius Șumudică în sezonul trecut. Asta stă scris în dreptul lui Alex Mitriță, de la plecarea din Pânia, jucat pentru New York City FC, formație care l-a cumpărat de la gruparea craioveană, iar New York City FC l-a împrumutat la trei formații Al Raed, una dintre ele desigur, celelalte Al Ahly și PAOK Salonic. La PAOK, desigur, a colaborat cu un alt antrenor român, cu Răzvan Lucescu. Pasează Raul Silva către bancu. Danciu așează mingea pentru Raul Silva. Arată bine acest atac al oltenilor. Danciu accelerează, a jucat bine în prima repriză tânărul fotbalist al oltenilor, dar aici se pierde. Da, și aici deciziile pe care l-a luat Danciu au fost cele bune, încă de la prima atingere, faptul că el a jucat pe deviere, apoi a urmărit mingea, decizii care arată într-adevăr personalitatea. Alex Mitriță ține mingea lângă el. Iovan Marcovici, o fentă din corp, însă nu se duce Samuel Teleș pe acest dribling. Marcovici, care are centru de greutate într-adevăr jos, poate să protejeze cu ușurință, însă Samuel Teleș a salvat-o pe oțelul. Arțăgoși Gălățenii, vedem acest început de repriză secundă, cum intră în duelurile cu oamenii lui Eugen Agoe. Faultul lui Danciu, fără dubii în această fază. Iabre în zona în care se află Cizoti, care s-a aflat în duel cu Zaikov. Alexandru Pop reușește să controleze baronul. Ariel Lopez, Chehin de Fat Tai în foarte multe rânduri, a încercat să joace acest rol de pivot, să defingă pentru colegii săi Samuel Tele și Jelev, trimite în adversar în Mitri. Nu se grăbe nimeni. Are până în margine pentru Ariel Lopez, care destul de ciudat se întoarce cu spatele, practic fără să mai emită vreo pretenție. Zaikov cu Raul Silva. Baloanele nu mai ajung atât de des pe construcția Craiovană la oamenii de atac. Nu mai e aceeași cadență din primele 45 de minute. Asta ar fi senzația. Deși ca mijlocaș central, că au o pereche poate chiar mai bună decât cea pe care a avut-o prima parte, că a apărut Crețu, Alex Crețu lângă Screciu. Iată-l prin plan. Flancul din dreapta poate că nu mai este la fel de insistent. Borța ca un piston. Asta destul de mult acolo.
în terenul Țelului. Oțelul care mari probleme n-a avut. Repriza secundă, 10 minute din a doua repriză. Pasă către Fatai, apare acolo Zaikov și știi că tu, așa cum o face și Danciu, lui Aile Lopez, până aici, lui Iabre Bodișteanu. Cizotti, italianul, a încercat să paseze pentru Bodișteanu, probabil mingea de la Samuel Teleș, care vrea să-l lanseze pe Alexandru Pop, minge întoarsă către Jelev. Bulgarul centrează la colțul lung, mingea este prelungită de Screciu, la recuperare Jelev. E mod normal, aud pentru Olteni. Da, cedează Milan Jelev posesia, dă autul craiovenilor, dar nu avea altă opțiune pentru că era în spatele fazei. Nu avea voie sub nicio formă să lase pe Mitriță să plece pe șarșă. Screciu pentru Alex Mitriță. Vine din aripă, lansează pe Iovan Marcovici, rămâne în control Iovan Marcovici, este în careul dunărenilor. Marcovici cu Nicu Șorbancu, prea căutat acest dribling și cam aspru, se apără bine Oțelul. Bancu merită să fie capitan, spunea Mitriță, în felul ăsta renunța la orice pretenție de a fi purtător de banderolă. Minutul 57 în pănie, în continuare 0-0. Acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super. Probleme pentru Costin Ghiocel, capitanul Oțelului, însă într-un cadru anterior l-am văzut dezechipat la marginea terenului pe Silviu Andrei Rus, fundaș dreapta, în meciul cu UTA, asta însemnând că își va face apariția pe teren, să vedem dacă în locul lui Ghiocel, caz în care Jele va trece în centrul apărării, sau pe postul de fundaș dreapta în locul bulgarului, care are deja un galben. Dacă cel nu mai poate continua, Dorin Elmitea nu are soluție ren la Ariel Lopez, care retrage ca apărător central. Însă, cred că antrenorul Oțelului încă așteaptă verdictul medicului și cred verdictul jucătorului, care încearcă să vadă exact care sunt senzațiile acum. Alexandru Pop, atacul Oțelului, care nu are înălțime, balonul este respins, trebuie să mențină balonul în posesia craiovenilor. Însă, nu știu, când o să avem o statistică, o să încerc să-mi dau seama dacă această impresie este corectă, și anume că sunt mai multe pase reușite de Oțelul în a doua repriză, fără multe reușite, este adevărat, dar parcă stau mai în puterilor. O lansare aici bună pentru Mitriță. Mitriță frânează puțin pentru a aștepta colegii. O centrare interesantă, însă vedem o intervenție foarte bună a lui Dan Lucian Panait, fundașul stâng al Oțelului, om care a fost și prima repriză, o intervenție foarte bună. Danciu centrează, ia pre, blochează balonul și scoate cornerul, mijlocașul ofensiv al Oltenilor. Minutul 59. În acțiune, craiovenii n-au mai fost atât de periculoși în repriza secundă, ca în primele 45 de minute. Deci se pregătește de o schimbare triplă la Oțelul. Fazele fixe, revenind la ideea anterioară, fazele fixe pot să constituie însă un atu, indiferent de forma de moment, pentru că la fază fixă, calitatea individuală chiar poate să facă diferența. Alex Mitriță și erocentrare cam joasă, minge recuperată de Nicu Șorbancu. Oltenii sunt în continuare în ofensivă. Alex Mitriță pasă pentru Marcovici, care abia se întinde către minge, nu atacă acest balon, este prea static. Oțelul pe contră, blocat. Screciu către Bancu, Alexandru Pop, Bodișteanu, este pas aici a lui Cizotti, minge ajunge la Andrei Ivan. Ivan combină cu Alexandru Crețu. Crețu, mult prea optimist aici, este deposedat.
Timpul trece clar în favoarea Oțelului, dar mai e mult de jucat din această partidă, chiar foarte mult, peste 30 de minute. Curând vor fi cele trei înlocuiri la Oțelul. O să apară pe teren printre alții doi mijlocași. Imediat detalii. Să vedem când se vor produce aceste modificări. Căpătână dreapta pe Craiova în repriza secundă. Andrei Ivan. Dar nu pentru el este repunerea de la margine, ci pentru Alexandru Crețu. Aici chiar fără pretenții, maniera în care oltenii au repus de la margine, deși aveau acolo trei oameni. Andrei Ivan, un dribling, încearcă el de acolo, mingea era sub el, șut cu stângul. Iată-i pe oamenii care își fac apariția pe teren în trupa lui Dorinel Munteanu. Omul cu numărul 31 este Diego Zivulici, un mijlocaș. Frederic Masiel va intra și el, Zivulici probabil va juca pe poziția lui Ariel Lopez, iar Lopez va trece în centrul apărării. Iese și Jelef pentru a-i face loc lui Rus. Aici e schimbare post pe post. Și să vedem pe cine schimbă Frederic Masiel. Dar prin introducerea lui Rus, e un jucător eligibil pentru Naționala de Tineret. Masiel, fotbalist portughez, născut în Franța, la Grenoble. Un mijlocaș dreapta de meserie, dar care poate juca și pe cealaltă parte a terenului. Și probabil că acolo va evolua în stânga, într-adevăr, acolo s-a dus. Și se confirmă, Ariel Lopez coboară apărător central, de aceea a intrat, iată, Zivulici, care este tur de control ca mijlocaș central. O pasă pentru Marcovici, mingea este blocată de golkeeperul Stoian, rămâne Marcovici întins pe gazon, dar a părut să fie intervenție regulamentară. Ne lămurim pe reluare. Și Stoian are de suferit după duelul cu Andrei Ivan, pentru că probabil a fost lovit în braț, se pare, de Andrei Ivan. Spuneam că Durbozoancă, portarul titular în cea mai mare parte a sezonului trecut la Oțelul, este absent din cauza unei probleme medicale grave, în recuperare după accidentare gravă. Reușește o paradă extraordinară aici, Relu Stoian. Și de aici se va vedea și mai bine. Formidabil. Relu Stoian, în ritmul ăsta, poate deveni jucătorul meciului în bănie, în Universitatea Craiova Oțelul, pentru că își ține poarta intactă. A avut și în prima repriză o intervenție formidabilă la unul dintre șuturile lui Andrei Ivan. Deja Aurelian Păun se dezechipează. Da, și ia toate măsurile de precauție a antrenorului Oțelului, în eventualitatea că Stoian nu mai poate rămâne în teren pentru a continua această partidă. 0-0 Craiova contra Oțelului, minutul 64. Născut la Voluntari în Ilfov, Relu Stoian. N-a jucat însă, la nivel de senior cel puțin, pentru formația care evoluează pe stadionul Anghel Iordănescu. Se pare că și-a revenit Stoian cel puțin pentru moment, iar Aurelian Păun rămâne acolo pe banc. Ghiocel, șchiopătând la marginea terenului, s-a dus să-i salute pe fani. Dore Munteanu, am senzația că îi reproșa ceva jucătorului său, sau bine, cine știe cum ar sta lucrurile, în fine. Bine, temperatura unui asemenea moment și unui asemenea meci pe terenul Craiovei, se pot spune și glume, dar și lucruri mai puțin haioase, asta este. Să vedem, pasă pentru Andrei Ivan, care este urmărit de Panait, îi rezistă Panait. Asta cred că e o mică mare problemă pentru Craiova, faptul că, nu știu, prin dubla schimbare
de la pauză, poate prin cursul firesc natal al jocului, nu știu, dar din spiritul colectiv, din prima parte, așa o echipă a Craiovei care caută să rezolve doar prin câte un om, că ia Andrei Ivan o minge și vrea el să o rafineze, să o transforme într-un gol de 1-0. Sau că Jovan Marković, care n-a intrat rău în meci, deosebire de alte partide care l-am văzut așa mai lent ca un motan, a fost mai vioi. Și nici Mitrița nu mai pare să fie la fel de influent în joc. Repet, dacă e să compară cu prima parte. O pasă la care intervine foarte bine Rus, tânărul fundaș dreapta al Oțelului pentru finalul acestei partide. Același Rus reușește să-i trimite lui Alexandru Pop. Ridică balonul Samuel Teleș mai rapid, însă aici e screciu decât Fatai, care a avut per total puține baloane de jucat în această partidă. Încearcă probabil prin folosirea lui Dorin Munteanu să profite la un moment dat de spațiile ivite pentru un contraatac. Iată pe Fatai, pasează pentru Samuel Teleș, care a vrut să lanseze pe Masiel. Acum caută să profite echipa craioveană. Iese Stoian cu un sprint care, sincer, mi s-a părut impresionant pentru a rezolva. Într-adevăr, a simțit că era o situație în care apărarea era nu vulnerabilă, era depășită complet. Cred că și el în principiu trebuia să fie atent, pentru că fundașii erau foarte departe de el. În fine, a rezolvat. Era o Silva. Pe digisport.ro și în aplicația digisport vedeți cine este marele absent de pe lista trimisă de CFR Cluj la UEFA înaintea dublei cu Adana Demirspor. De asemenea, pe site-ul nostru vedeți ce jucător a cumpărat în această seară Borussia Dortmund de la Bayern München. E un nume important. Mitrița cu în acțiune. Pasa lui Mitrița era pentru Danciu. Bună intervenția lui Iabre. Nicușor Bancu. Preluare Raul Silva, Vladimir Screciu, care inițial se orientase corect, adică direct spre poarta Oțelului. Acum orientează jocul așa cum trebuie. Lovitură liberă pentru Craioveni. Inspirat aici Alex Mitrița, care e totuși mai fâșneț decât Diego Zivulić, îl trage într-o capcană. Zivulić parcă nici n-a ținut, părea de domeniul evidenței că Mitrița asta își dorea pe dreptul cu centrare. Nicușor Bancu a încercat aici să recentreze Alexandru Crețu. Să revedem centrarea lui Bancu. Cred că pe Crețu l-a căutat aici, chiar dacă era în zonă și Raul Silva. Și e momentul în care pauză reiterată această repriză secundă la Craiova. 0-0 în continuare în acest duel care are un final de meci, care promite un final de meci foarte interesant. Vedem că este schimbare. Intră Dimitrov, un atacant bulgar, în locul lui Kehinde Fatai. Mă așteptam să se întâmple și asta. Descoperă noua aplicație Casa. Mai rapid, mai simplu, mai multă distracție pentru tine. Descarcă aplicația. Montajul pe care ne-l oferă colegii noștri din carul de reportaj de la Craiova. Marile ocazii ale oltenilor și reacția antrenorului Eugen Neagoe, cele trei bare din primele 45 de minute, tabela neatinsă, imaculată, și în acest minut 70, Craiova Oțelul 0-0. Dunărenii au jucat până acum, cred, pe gustul fanilor și cei care au rămas acasă și cei care au făcut la seara, pe care am văzut la un moment dat. Adică a fost o echipă combativă. Toți fanii își doresc echipa să marcheze de nu știu câte ori într-un meci, dar uneori asta este situația, să joci cât de bine poți în mod rațional, raport cu posibilitățile. 0-0, Craiova trebuie să o ia de la capăt pe teren propriu contra gălățenilor. Oțelul a
rezistat până la acest moment al jocului și mai interesant bilanțul înfruntărilor dintre echipe pregătite de Eugen Neagoe și Dorinel Munteanu. Au fost 5 înfruntări, o singură victorie pentru Neagoe într-un șef și Sfântul Gheorghe Concordia Chiași a terminat 3-0 în decembrie 2018. Pasează acum Micușova pentru Mitriță, recuperează formația oaspete. Rus trimite către Dimitrov care a lăsat mingea pentru Alexandru Pop, însă avea nevoie de o viteză formidabilă Pop ca să ajungă la această minge. Să-l vedem și pe acest Ilia Dimitrov, ce știe, cum se mișcă, atacantul central al gălățenilor. Fatai nu a jucat excepțional, dar a jucat foarte bine pentru un asemenea meci în deplasare pe terenul unei echipe care este favorită și considerată printre protagonistele campionatului. Alex Mitriță a preluat. Alex Mitriță, planul. Alex Mitriță, șut, Alex Mitriță. Incredibil, încă o dată supraviețuiește apărarea lui Dorinel Munteanu. Și dacă în două rânduri gălățenii au fost, se poate spune, salvați de intervenții foarte bune pe care le-a avut fundașul stânga, Panait, e rândul fundașului dreapta Rus să-și salveze formația sau oricum să respingă în corner, poate că mingea nu era pe spațiul porții. Nu-i vine să creadă lui Căpățână că n-a ajuns balonul în poartă. Mitriță, extrem de dornic, să marcheze un prim gol după revenire. Balonul șutat acum în blocaj de al Ivan. Încă un corner pentru Craioveni. Se schimbă flangul de pe care execută Otenii. Stoian face un meci pe care nici eu și nici fanii nu-l vor uita. 0-0 Craiova Oțelul. Oltenii din ce în ce mai furioși, stau din ce în ce mai mult în zona de atac. Alex Mitriță, tot el execută. A executat în mai multe versiuni, multe registre de creativitate. Minge la întâlnire pentru Iovan Marcovici, 6 metri pe scurt. Pasă Nicușor Bancu, preluarea lui Danciu, scos de Iabre din careu. Alex Mitriță, doi oameni vin peste Alex Mitriță, care este ca un tirbușon ce caută să forțeze până la urmă o breșă. Trece Danciu, spectaculos, dar protejează excelent Silviu Rus. Omul lovit de minge la acțiunea de mai devreme a lui Mitriță. După meci, vă reamintim, Fotbal Club, Cristi Giambașu, Ghe Dumitrescu și Marius Lăcătuș sunt invitații lui Radu Naum. Iar la jumătate de oră după miezul nopții, o nouă ediție a emisiunii Super Avancronica. Miercuri noapte spre joi, noi înfruntări din ceea ce se numește Premier League Summer Series, Brentford, Brighton, Fulham, Aston Villa și Newcastle, Chelsea, sunt meciurile pe care le propunem dintr-un turneu de pregătire care se desfășoară în Statele Unite. Intrarea lui Ionuț Neagu nu cred că surprinde pe nimeni, pentru că peste Oțelul o să vină un sfert de oră, vreo 20 de minute, din ce în ce mai complicate și Oțelul are nevoie de un lider, sau încă un lider în teren, între Ionuț Neagu, pentru a menține activă această baricadă. Și de ce nu, poate Oțelul încearcă să dea și o mare lovitură. Ionuț Neagu este cel care execută lovitura liberă pentru Gălățeni, minut 74. Neagu și Dorinel Munteanu, plus Sârghi, care din această vară este team manager la Oțelul, sunt oamenii care asigură legături puternice cu acea echipă care câștiga titlul pentru Oțelul. Lovitura liberă, să vedem dacă duce la ocazie pentru Gălățeni, nu rezolvă oamenii lui Eugen Neagoe. Căpățână la minge, ai Căpățână presat acolo de Jivulici, reușește să paseze pe Alexandru Crețu, însă cât repede și repede careul advers se recuperează jucătorul lui Munteanu. Raul Silva profită de alunecarea lui Dimitrov. Fără chimie între
la această fază Iovan Marcoviș și Andrei Ivan. Marcoviș joacă repede, Andrei Ivan nu poate să întoarcă cu aceeași cadență. Ariel Lopez, cel mai avansat om al Craiovei Pressing, este cel mai tânăr om al ei, și anume Danciu. Screciu în lateral. Craiova pregătită să pună în teren ultimele două aturi de pe bancă de rezerve. Deocamdată mingea este pe contraatacul Gălățenilor. Masiel este moale și este dominat cu ușurință de Alex Crețu. Andrei Ivan pe aripă dreaptă, acolo unde spunea că nu-i place să joace. Nu forțează driblingul, dar dă o pasă bună pentru Alex Crețu. Mingea ieșise și ieșise bine. Mateiu până la urmă își face apariția pe teren. De asemenea intră Atanas Trică. Probabil că Atanas Trică în locul lui Marian Danciu. Da, așa stau lucrurile. Iar Mateiu ar putea intra în locul unuia dintre fundele centrali, iar Screciu să treacă în centrul defensivei după un model pe care l-am văzut în cursul sezonului trecut. Și așa stau lucrurile. Mateiu intră în locul lui Raul Silva. Oricum am observat că Eugen Neagoe, când Craiova începe construcția, preferă ca aceasta să fie inițiată mai degrabă de Zaicov, fundaș central care rămâne în teren, decât de Raul Silva. Deci vrea să aibă în teren cât mai mulți jucători care știu cu mingea, cum se spune. Posesie 71-29. La procentajul paselor reușite, interesant. Pe finalul primei reprize, Craiova avea de 4 ori mai multe. Acum câteva minute, Craiova avea de 3 ori mai multe. Ceea ce, după părerea mea, așa, la ochi, ar sugera faptul că oțelul a mai echilibrat un pic în repriza secundă. Să vedem finalul. Repunere pentru Olteni, este acolo Căpățână. Trimite către Zaicov, norma macedoneanul, până la Mateiu. A fost primul transfer important după ce formația din Bănii a obținut promovarea în prima ligă a României. Alex Mateiu a dus la acea vreme cu în jurul la 40.000 de euro la FC Brașov. Mateiu vine aici cu Screciu. Screciu, jucător prezent în lotul României pentru Campionatul European de Tineret, desfășurat în vara acestui an, la fel ca și Iovan Marcoviș. Mateiu pasează. Screciu a fost la Naționala Mare a României. Marcoviș a fost la cea de tineret. O pasă pentru Andrei Ivan. Ivan, din el, mingea se duce afară, nu? Scoate cornerul Andrei Ivan. Anul trecut, multă vreme s-a spus și cred că s-a și acceptat la un moment dat că rezultatele Craiovei au depins de forma și, logic, de golurile marcate de Andrei Ivan. Pe acest final de meci, să nu cumva Craiova să se ducă spre același scenariu sau cam spre același scenariu, Ivan trebuie să intre în ritmul de meci. Când o va face, Craiova o să aibă din nou ocazie. Oricum, eu în plus, Craiova chiar stă mai mult în terenul Dunărenilor. Lovitura de colț, Alex Mitriță pentru Marcoviș. O reluare cu capul, poziție complicată. O reluare din centrul care are, dar poziția nu era ideal, comodă. Reluare în afara cadrului porții. Hai să revedem, Marcoviș este depășit și o reluare așa închesuită a lui Screciu. Dorinel Munteanu, au trecut mulți ani de la debutul său în cariera de antrenor, se producea la CFR Cluj, era antrenor jucător, poate vă duceți aminte sezonul 2005-2006, atunci cu el și pe bancă și în teren, dar nu în același timp, desigur, în cele două ipostaze. CFR Cluj ajungea în finala Cupei UEFA Intertoto, trecea CFR-ul de Vetra Vilnius, apoi de Athletic Bilbao, pregătită de José Luis Mendilibar, proaspăt câștigător de Europa League cu Sevilla, de Saint-Étienne, impresionant, nu? Apoi de Žalgiris Vilnius în semifinale, înainte de a pierde în ultimul act cu Racing Club Lens. Dorin Munteanu, în mod simbolic, marca ultimul gol al CFR-ului în acea campanie europeană. Prima campanie europeană a CFR-ului. Abia în sezonul CFR obținea o clasare de Cupa UEFA. Cristiano Bergodi pe bancă.
fautului Masiel asupra lui Andrei Ivan. Senzația mea este că Noarul Cravei a vrut să obțină această lovitură liberă. Din păcate, cu echipierii n-au avut pretenții, pentru că au executat în sens defensiv. Și iată, ajungem după un minut în aceeași poziție. De data asta, Panaitis. Oh, ce eroare! Atenție la contraatacul oțelului! S-a demarcat Dimitrov, pasa anulează aproape totul, încearcă să recupereze Ilia Dimitrov, o preluare și situația e salvată de pe linia porții. Wow, alucinantă fază, Universitatea Craiova aproape de autogol și revine imediat în atac. Andrei Ivan acum, Andrei Ivan, un dribling reușit, Ivan caută finalizarea, pasă pentru Mitrița și mingea din Atanas strică, se duce peste. Poartă. Ce momente am văzut, cum căpățână este aproape să marcheze în propria poartă, dar este salvat de Bancu. Putea să vedem un autogol la fel de comic precum cel de aseară din Ucluj Rapid al lui Bogdan Bătăcenu, pentru că apoi Atanas strică să blocheze șutul colegului Alex Mitriță. Acum nu știu dacă ar fi fost gol aici, Mitriță era sigur că ar fi fost gol. Și îl ceartă pe Atanas Strică, dar a fost izbit de minge aici, Strică. Nimic altceva. 9 minute până la finalul celor 90 regulamentare. Și vor mai fi minute adiționale. Finalul este într-adevăr dramatic. Am văzut mai devreme oțelul mai aproape ca niciodată în această seară de a avea avantaj pe terenul unei echipe care a avut 3 bare în prima repriză. Cred că ocazia apăruse, ocazia oțelului, dacă am văzut eu bine, a apărut după o eroare a lui Căpățână. Așa, așa spinge la Călățeni și așa a apărut acel atac periculos. Pentru că tot Căpățână să fie aproape de autogol, încercând să-și repare eroarea, era să facă una și mai mare. Oțelul are mingea. Joacă din prima, Diego Zivulici, urmărește Ilia Dimitrov, protejează Căpățână, Matei încearcă să rezolve. Repunerea de la margine este a Gălățenilor. Badeli pe teren, locul lui Zaikov. Pe Badel l-am văzut în multe rânduri în sezonul trecut. O să aduci în iarnă, doi fundași centrali croați, foarte tineri. Au intrat, hai să spunem, au accesat și această piață croată. Cei de la Universitatea Craiova, iar Bateri a dat satisfacție și ca fundaș central și ca fundaș stânga. Aici o pasă pentru Rus, care îi trimite lui Samuel Tele, centrale periculoasă, mingea respinsă de Căpățână. Vine șutul lui Jivurici pe lângă poartă. Cât de interesantă este această repriză secundă. Da, și finalul cu atât mai interesant, cu cât putem observa sângele rece sau mai rece cu care oțelul tratează, se pare, finalul de partidă. Oțelul Galați speculează faptul că așezarea Craiovei nu mai este aceeași. O pasă, Iovan Marković, în care preluare și plecarea de pe loc în fentă tipică lui Iovan Marković este ratată de această dată. A mușcat în gazon la propriu aici Marković. Craiova riscă foarte mult. De fapt, antrenorul a riscat foarte mult. A făcut niște modificări și pe noua așezare oțelul găsește mai ușor spațiile și are curaj. Oțelul a ajuns aproape de gol. Iarba verde de acasă mușcată de Iovan Marković, de furie că n-a reușit să ducă la capăt acțiunea. Nicușor Bancu, bună această pasă pentru Mitriță, un lung de linie, ca să folosim o expresie din tenis. Iova Marković, șutează Marković, însă direct în peluză. Sunt și mai furioși pe el acum suporterii craioveni după această ratare. Bine, fetele par mai îngăduitoare.
băieții exigenți. Eu am respins. Părea să îi spună acea adolescentă, să le spună acea adolescentă oamenilor aflați în preajma ei. E nevoie de reflexe bune când stai în peluză și când se trage mult. Relu Stoian, 5 minute plus prelungire până la finalul acestei partide. Dimitrov deviază mingea pentru Masiel, de această dată Căpățână are o intervenție sigură. Același Masiel pasă pe o poziție viitoare, dar era într-o altă epocă, a pasat direct la adversar, la Căpățână. Ariel Lopez ia prelângă el, nu și asumă riscuri și trimite în terenul advers. Teleș, bună devierea pentru Dimitrov și o să-l mai vedem și în alte meciuri, dar primele minute sau primele dueluri în care l-am fost angajat pe Dimitrov nu l-avantajează aceste minute în comparația cu Kehin de Fatai, care a mai câștigat, în general câștigat asemenea dueluri sau câștigat tempuri pentru coechipieri. Screciu, Badeli în stânga, se grăbește Screciu și face rău pentru că trimite direct la Rus, greșește și Rus. Pentru jucătorii care sunt în teren din primul minut, normal să apară greșeli pentru că sunt obosiți. Rus a venit însă în joc pe traseu. Iată-l aici pe Samuel Teleș, o pasă reușită pentru Masiel, Căpățână are o intervenție extrem de importantă, el este cel care blochează aici șutul. Laurențiu Popescu încearcă să declanșeze un contraatac cât mai iute, pasa lui Căpățână, continuarea aici în bandă pentru Andrei Ivan. Andrei Ivan a încercat o ruletă, nu i-a ieșit. Furioși fanii Universității Craiova, este 0-0, minutul 87 al înfruntării. Da, furioși și jucătorii gălățeni care au reproșat ceva brigăzii, probabil văzuseră un out la acțiunea lui Crețu acolo în tușă. Nu mai contează, Alex Mitriță pasă dată cam târziu, astfel că nimerește blocajul veteranului Ionuț Neacu, veteran din efectivul lui Dorinel Munteanu. Nu mai are fizicul din perioada CFR Cluj de care vorbeam mai devreme, Dorin Munteanu, dar sunt sigur că măcar în aceste ultime minute și-ar fi dorit să se afle pe teren, la cum se manifestă, la cât de tensionat este. E suspans în bănie, suspans în finalul duelului. Craiova forțează marcarea golului victoriei. Suntem în minutul 88. Mateiu cu o pasă pentru Mitriță. Mitriță depășește adversarul. Pasă pentru Atanas Trică. Extrem de importantă intervenția lui Jivulici. Și ieșire pe contraatac a gălățenilor. Fază încă o dată rezolvată de Nicușor Bancu, un care poartă banderola Craiovei. Preia mingea de la Screciu. I-o predă lui Mateiu, care lovește balonul de prea multe atingeri până la o pasă atât de simplă, 3 atingeri până la o pasă de 3 metri, Căpățână avansează. Crețu forțează preșa, Crețu este în careu, dar cum de cum izbutesc să se dubleze gălățenii și să evite chiar și contactul acela care putea să ducă spre un litigiu apropo de un eventual penalti. Atanas Trică prelungește, dar direct la Iapre pasează Screciu, acum pentru Badeli. Croatul către Mitriță. Mitriță probabil nu mai are nici el energia de la începutul partidei, totuși îl depășește acolo pe Rus, trece superb Alex Mitriță. Mitriță în spate și Samuel Teleș trimite în corner. Da, acest contact, cum a simțit Andrei Ivan, piciorul adversarului s-a proiectat în aer, a căzut. Dar un contact pe care, dacă l-a observat Ovidiu Hațegan, nu l-a considerat unul de intensitate, de aceea jocul n-a fost oprit pentru așa ceva. Mitriță, centrare la a doua bară, o recentrare pe 6 metri, Atanas Trică, un călcâi. A proiectat mingea pentru Andrei Ivan, continuă Craiova în atac, la intrarea în ultimul minut, Alex Mitriță, poziție de șut, Alex Mitriță, șutul este în blocaj, o centrare Nicușor Bancu pentru Iovan Marcuic și Oțelul scapă fără probleme la intrarea în ultimul minut. Ar fi ceva pentru gălățeni să termine acest meci fără gol încasat pe terenul unei echipe care are mulți jucători de atac buni și foarte buni. Unul dintre ei în acest cadru, Alex Mitriță. Iată-l pe Elvir Colici. Colegii ne sugerează că ar fi fost poate nevoie de el pe teren. Cu siguranță ar fi apelat Eugen Neacue
la Colici. Colici a fost rezervă la meciul din prima etapă cu Dinamo. Astăzi în tribună, spuneam, din cauza unei probleme medicale, va absenta o lună de pe teren. Intrăm imediat în prelungire reprizei secunde. O minute adiționale. Craiova în posesie. Nicușor Bancu pentru Screciu. A preluat Căpățâna. Alex Crețu își găsește spațiu în extrem. Cizotti lângă el. Dribbling-ul lui Crețu. Continuă Crețu. E nevoie de un om care să îl ajute. Ivan Marcovici, un dribbling, după care alunecă și intră direct în Iabre. Acțiunea lăsată să ruleze. Marcovici rămâne prăbușit pe gazon. Este moment în care e nevoie de intervenția medicilor. Sunt doi jucători cu probleme. Marcovici e unul dintre ei. Da, din păcate nu mai auzim atmosfera de pe stadion. Acum pe final însă e important că avem imagini de acolo, de la Craiova, cu evenimentele din capătul acestei înfruntări. Da, am revăzut. E, a spune deja, o acțiune tipică lui Ivan Marcovici. El simulează șut, de fapt aruncă mingea pe lângă adversar și încearcă să plece, așa ca și când ar fi pe schiuri, să alunece pe lângă adversar, numai că a alunecat el însuși și în cădere îl izbește pe François Iabre. El are probleme, evident că e lovit, dar nu intra în discuție o eventuală lovitură liberă, mă rog, lovitură pentru Craiova. Al doilea minut de prelungire, Craiova are mingere, repunere la margine, flancul lui Căpățână. Pentru Gălățeni este primul din cele trei dueluri de foc din startul campionatului pentru echipa lui Tudor Munteanu. Vedem însă această acțiune a gazdelor. Andrei Ivan. Ivan a fost însă în offside. Urmează pentru Oțelul după această înfruntare cu Universitatea Craiova. Meci acasă cu FCSB sâmbătă seară. Apoi duel în deplasare cu Șepși. Abia peste trei etape își mai trag sufletul, dacă vor avea ocazia să facă asta, jucătorii lui Dorin Munteanu, pentru că vor avea duel cu Universitatea Cluj acasă. Pentru Universitatea Craiova, în runda următoare, un meci foarte, foarte tare cu CFR Cluj în deplasare. Meciul e programat duminică seara. Apoi oltenii au duel cu Hermannstadt pe acest stadion și apoi cu Poli Iași în Moldova. Da, s-a apărat incredibil Oțelul. E un semnal de alarmă pentru viitoarele adversare ale Dunărenilor. Galben pentru Stoian, pentru golkeeperul lui Dorinel Munteanu. Repunerea de la margine, tot a oaspeților. E criză de timp pentru echipa olteană. Ionuț Neagu, minge înaltă pentru Ilia Dimitrov, în poziție ilegală, în offside. Vă reamintim, joi seara avem două dueluri din turul 2 preliminar al Conference League. CFR Cluj, Demirspor și Farul Urartu, un meci pe Digi Sport 1, celălalt pe Digi Sport 2, de la 20 și 30 de minute. Nicușor Bancu, o pasă pentru Badel. Mai departe către Screciu, în partea treaptă, stă pregătit pentru a beneficia de o lansare. Căpățână, mingea este pentru Andrei Ivan, care trimite pentru Căpățână. A demarat foarte bine centrarea lui Căpățână pentru Atanas Strică și Panait își trece în cont încă o intervenție excelentă în această partidă. Corner, Universitatea Craiova. Și Atanas și Ivan Marcovici au atacat cam în aceeași zonă. 9-1 raportul cornerelor. Reluare cu capul Atanas, nu, mingea deviază, mă rog, ricoșează până la Mitriță, care fautează și ia și un cartonaș galben.
pe bună dreptate pentru că a arătat urât ceea ce a făcut el aici, încercând să oprească un contraatac după ce alunecase. Iată cât de sus duce piciorul acolo Alex Mitriță și o reacție din partea lui Kehin de Fatai, omul care a fost adus în fotbalul românesc de vechea farul. În momentul dat la Bruj, apoi și la Sparta Praga, la formația din Cehia, a avut cel mai bun sezon în afara granițelor României. Degajează direct afară Silviu Rus, încă 3 minute din timpul suplimentar al acestui duel. Mitriță față în față cu Rus, găsește culoar de centrare. Însă mingea e trimisă prea aproape de golkeeperul Galațiului. Dimitrov așteaptă, Nicușor Bancu îl domină, Badeli la susținere. Oltenii încearcă să întoarcă mingea la construcție cât mai repede. Logic, tânărul Badeli trimite capitanului Nicușor Bancu. El trebuie să-și asume responsabilitatea acestei pase lungi, pentru că nu mai este timp de construcție sofisticată. Dar e timp pentru contraatac. Să vedem care este părerea gălățenilor în acest final. Masiel angajează driblingul, dar e prea puțin. Ar fi trebuit să fie mai proaspăt Masiel în duel de mai devreme, mai proaspăt decât Screciu, însă a rezistat fundașul central al oltenilor din finalul acestei partide. Centrare pentru Atanas Trică, intervine Iabre, balonul este degajat. Acțiunea celor de la Universitatea Craiova continuă. Cred că a fost tentat Hațegan să dicteze lovitura liberă. A lăsat jocul să continue. Pasă pentru Atanas Trică, încercat aici de Marcovici. Degajează Ariel Lopez. Foarte calm uruguaianul. A ținut mingea lângă el, după care a scos-o. Atenție controlată, a trimis-o unui coechipier. Nu a trimis-o Bufa la întâmplare în față. Supărat pe această decizie a lui Ovidiu Hațegan, Dorinel Munteanu. Am tot vorbit de tensiunea care în tribune, la marginea terenului. E lovitura liberă pentru oltenii. Minutul 8 al prelungirilor, ultimul al prelungirilor acestei partide. Balon întors pentru Alex Mateiu. Nicușor Bancu acum se uită după colegii aflați în poziții mai bune. Pasează pentru Căpățână, a cărui centrare nu cred că era pentru Mitriță, dar oricum mingea ajunge la fostul jucător al lui New York City FC. Centrare pentru Crețu, pe lângă poartă. Nouă minute de prelungire. Timpul adițional a fost ajustat între timp de brigada lui Ovidiu Hațegan. Revedem centrarea. Corect Zivulici. El trebuie să vină să-l marcheze pe Alex Crețu, pentru că este cel mai înalt om și trebuie un rival pe măsură. Screciu, Masiel, Galațiul în posesie. O deschidere în flanc pentru Samuel Teleș, care arată încă, va spune figoare, nu, prospețime. El e în teren din primul minut și e în continuare destul de zglobiu. Craiova încearcă să se agațe de această minge care se poate transforma în prezumptiv ultimul atac al meciului. O pasă însă direct în afara terenului. Au legat tare puțin în partea secundă oamenii lui Eugen Neagoe. Interviuri în direct, inclusiv cu antrenorii media după finalul acestei partide la Fotbal Club. Neagoe cu siguranță supărat, nu se manifestă la fel cum o face Dorin Munteanu, dar cu siguranță afectat de rezultatul din acest moment, care mai mult ca sigur va fi rezultatul final al acestei partide. Rus, repunere de la margine. Oțelul urmărește. Minge deviată până la Masiel în afara jocului. Offside. E capăt de joc. Universitatea Craiova, Oțelul 0-0. Surpriză în bănie. Două puncte pentru echipa lui Dorin Munteanu. 4 pentru Oltenie după acest rezultat. Adrian Soare și George Dobrevolțuiesc pentru atenție. Legătura lui Radu Naum în studioul fotbal.
ce ai 70% posesie, 70% dueluri câștigate, ceea ce e enorm, într-o asemenea partidă sau într-o asemenea meci. De asemenea, să ai 20 de șuturi la poartă, 3 bare, un vagon de ocazii și să nu reușești să înscrii, ba chiar la un moment dat să fii în situația în care adversarul, ne trecând niciun șut pe poartă, să poată să aibă un gol pe tabelă ca urmare a unui autogol. Atunci, da, într-adevăr, foarte greu de suportat așa ceva și pe aia că o să auzim la declarații. Craiova însă trebuie să descoperim ce n-a făcut bine în condițiile în care a avut mult fotbal, a pus mult pe teren, a dus jocul foarte aproape de poarta aceea de la Oțelul, care a avut de asemenea un goalkeeper care a salvat în două ocazii importante. Oțelul scapă cu viață din acest meci, cu un punct, ceea ce sigur că e minunat, e aproape cât două victorii în mod normal, după o asemenea partidă în care aproape că nu a contat cu curare ocazii. Cei de la Craiova se strâng acolo cu Mitriță, care le ține un discurs, am văzut, și nu Eugen Neagoe. Vom asculta reacții pe acest meci, comentarii și vom mai vorbi despre alte lucruri care nu sunt neapărat legate de această partidă. Curând!
Oțelul, care sunt și la declarații, o să ascultăm pe Fatai, pe care o să mai comentăm, o să avem și alte reacții. Cerul Oțelul se grăbesc ca un drum lung până acasă, așa că să-i ascultă. Fatai. O să... În joc care am avut norocul în punte, să fi sincer, am jucat, am întâlnit un joc foarte bine acasă, care se desfă bine cu jucători cu calitate. Dar asta era planul nostru, să venim să muncim, să luăm măcar un punct aici. Și n-a ieșit. N-ați reușit să și înscrieți astăzi? Da, am avut și ocazie de gol, dar ei am avut mai mult, dar când nu intră, nu intră. Cum ți se pare așa impactul pentru colegii tăi cu prima ligă? Două puncte adunate de voi. E bine, e rău, sunteți în grafic? Da, deci mai avem de lucrat. Mai sunt jucători care trebuie să înțelege cum este Liga 1. Unii jucători au jucat primul meci la Liga 1. Avem câteva jucători care joacă a doua meci. Cu curaj, puțin, puțin, cu siguranță o să ajungem și noi la un nivel care trebuie să jucăm bine. Cât de mare curaj vă dă în perspectiva meciului care urmează în campionat cu FCSB la acest rezultat pozitiv? Da, este foarte bine pentru noi. Mergem acasă cu gândul și scop pentru meci acasă, care avem tot timp. Noi trebuie să batem acasă. Avem și suporter, avem tot ce trebuie acasă. FCSB este echipa de moment, cum este echipa Craiova. Dar noi avem target nostru. Tu ce ți-ai propus pentru acest sezon? Pe plan personal, ești atacant, nu știu, ți-ai făcut așa un număr de goluri în cap pe care vrea să le marchezi? Da, eu tot timp când joc la Liga 1, eu vreau să dau mai mult gol, dar acum trebuie să muncim pentru echipa, să ridic la nivelul care trebuie și după am ne gândim la gol. Mulțumim tare mult! Bună seara! Marius Zăcătuș, Ilie Dumitrescu, Cristi Giambașu pentru a comenta despre acest meci. Ca la Plevna au fost la un moment dat mai ușit de la Oțelul Galați, dar au rezistat, cum au rezistat și la Plevna, că noi avem o altă imagine despre ce a fost acolo, chiar au rezistat. De ce? Da, eu cred că a fost mai mult neșansă astăzi. Sau repriza a doua și soluțiile pe care le-au ales în fața porții cei de la Craiova nu au fost dintre cele mai bune, când și-au creat ocazii de a marca. Unul la mână. Doi la mână, cred că și aceste schimbări care au avut loc pe parcursul jocului, cu aceste mutări în teren, cu Ivan în dreapta, cu Screciu din mijlocaș central, fundaș central, cu Căpățână din mijlocaș central, fundaș dreapta, cred că au contat și acest lucru un pic în tot ceea ce ne-a arătat Craiova în formula inițială în prima repriză. Adică i-a mețit un pic. Eu așa cred. Nu, el a vrut într-un fel să facă, n-a rezultat aproape nimic, pentru că diferența nu s-a văzut pe tabela de marcaj. Din contră, cred că numărul situațiilor de gol din prima repriză a fost mai mare decât al celor din a doua repriză. Ilie intervine la un moment dat și un soi de complex de ăsta de cum să spun, tunel. Nu mai vezi, tot ratezi și la un moment dat nici nu mai vezi clar ceea ce trebuie să faci, că te apasă, nu mai știi ce să faci. Clar că în momentul în care nu materializezi situațiile și ocazii importante de gol, intri puțin într-o presiune. L-a forțat, l-a schimbat pe Ivan, l-a băgat pe Marković, iar cu Ivan în dreapta, că Pățână a mai jucat fundaj lateral dreapta. Da, îl scoate pe Borța, intră acolo. Pe final a jucat chiar cu doi atacanți, cu Trică și Marković, Ivan și pe partea Mitriță în stânga. O formulă super ofensivă, dar clar că este foarte greu să desfaci o apărare care în multe momente a cedat de liberat terenul. Da, și agățeau de ei, de parcă erau cu lipice. Și a fost și în a doua repriză, a fost acțiunea lui Mitriță singur. Da. A scăpat, o acțiune foarte bună a Mitriță. Păcat de soluție aleasă la final. La finalizare n-a reușit să înscrie. Uite că sunt meciuri când, chiar dacă scrie situații importante. Ce trebuie să faci? Deci și-a prelungit mingea fantastică, adică ultima preluare, când a trecut de ultima adusare, extraordinar. Fantastic, da. A închis bine pe portarul de la Stoian a făcut un bun și a închis național. Bun, dar ce? Totuși acolo portarul e condamnat dacă nu dai în zona lui.
Ce, bine, noi de aici putem spune, putea să dea o scăriță, putea să dea colțul scurt. La mine ar fi tu pe oaiurea dacă ar spune. Adică o variantă o alegeam asta. Voi puteți spune, sigur că poate aici voi n-alegeați varianta neapărat. Sau ați mai zis voi că poate era mai bine să fi încercat să fi șutat la colțul scurt. Ilie a zis că... Sau o execuție, cum a zis Ilie, în forță să... Da. De apă la capul portarului. Aici, acum nu știu câtă forță mai are. Și urlă la el Mitriță, îi scoate mingea, nu știu că era pe poartă. Nu cred că mingea aceea mergea pe poartă. Și asta a fost o situație în care aici puteam să vedem. Asta da. Să mai asta, vedem un autogol da. La unui jucător oltean. Asta a fost după norocul bancul, lui Vătejeu. Bancul, da. Și inspiră aici. Bancul să închide da, zona da, da. Aici. Da, da. Uite ăsta, era pe poartă? Nu, nu cred că era nu pe poartă. Nu era pe nu, poartă. Nu, pentru că o lovise cu interiorul deci, și... Deci urlă degeaba Mitriță la Trică. Cred că mingea mergea spre afară. Da, de fapt, da, Trică stătea bine, că stătea în afara porții. A, tragi în el, poate fi avut magnet la minge și de fi reproșat. Dar, bun, o să vorbim și despre intrarea lui Marcovici, care trebuie să ducă ceva. Este ultima, chiar ultima ocazie, da. Crețu, care... Marcovici a creat și el vreo două da. Situații, nu știu dacă ocazii neapărat foarte mari. Da, aici Danciu are o situație bună și dă pe lângă, în condiție în care Mitrița aici face un lucru foarte bun, că lasă mingea. Aici o lasă asta excelent. E din prima repriză acțiune, nu? Da, o lasă excelent mingea acolo da. pentru Danciu și Danciu are toată poarta, are, cum zici tu, bine să-l judece pe Stoian. L-a judecat cu un colegă. Nu știu dacă dreptul e neapărat piciorul lui de bază. Da. Că am văzut și acțiunea din partea stângă, parcă a mers da. Mai, mergea mai bine cu piciorul. Să-l ajutăm pe Dorinel, care cred că a trăit cât pentru trei meciuri în seara asta. Domnule Munteanu, mai întâi concluziile după această întâlnire. Nu este greu acum la cal să fiu optimist, realist, sau cum, nu știu cum să spun. Este normal să... Mă bucur că am câștigat un punct, dar cu foarte multă șansă, pentru că echipa mea a dat posibilitatea adversarului nostru, chiar dacă este un adversar periculos, să-și creeze foarte multe șanse. Sigur, cât mai repede voi discuta cu jucătorii mei, cu unii dintre jucătorii mei, pentru că m-au dezamăgit astăzi, chiar și cei vechi și cei noi. Problema este că mai am timp de a remedia, mai este perioada de transferuri. Pentru că, indiferent de unde vii, un singur obiectiv este pentru fiecare jucător, să-și apere culorile clubului prin muncă, nu prin, eu știu, călcâie și așa mai departe. Și prin alergătură foarte multă. Sigur, îmi felicit de grup echipa, pentru că am câștigat un punct pentru noi. Este foarte important, pentru că avem un meci foarte greu sâmbătă cu FCSB, dar nici să fiu foarte bucuros nu pot, pentru că nu mi-a dat posibilitatea jocului. Am văzut că ați făcut la pauză, l-ați scos pe Bodișteanu, pe cel de care probabil așteptați niște izvâcniri. Nu a reușit, de fapt nu ați reușit să te supărați practic că... Nu l-am scos la pauză, pardon. La pauză, nu la pauză, l-am scos, da. Asta una și da. Una la pauză și una e în minutul 60. Da, minutul 60, după pauză, da. Spun, da. Nu, Bodișteanu a fost unul dintre jucătorii care a mai încercat să facă ceva. Dar... alt jucător care nu e caz să dau numele acum, fiindcă e bucătăria mea internă și voi discuta cu ei. Chiar în seara asta, dacă nu mai dimineață. Sunteți supărat pentru faptul că nu ați reușit să-i țineți în primul rând mai sus un pic pe cei de la Craiova, mai ales în prima parte, când au avut și cele trei bare și multe alte ocazii? V-am spus, am avut un joc, mai ales în prima perioadă, nu a fost un joc bun. Jucătorii mei cu experiență au făcut foarte multe greșeli. Chiar dacă adversarul este un adversar valoros, am spus și înainte de meci că este un adversar care își are ca obiect tot timpul cu cupele europene sau să câștige campionatul. Un public fantastic care i-a susținut, dar spiritul nostru de echipă a câștigat un punct astăzi. Totuși, două puncte în acest start de sezon, cum e? În grafic e bine, e rău? Puțin, după jocul prestat în primul joc, am avut o repriză de la a doua foarte bună cuota, puțin, dar... punct cu punct strângem punct cu punct și să atingem obiectivele care ne-am propus. Va fi un drum foarte lung. Știu că nu va fi ușor, dar important este pentru mine ca jucătorii, chiar că au venit mai târziu, noi care au venit, vreau să înțeleagă că joacă pentru un club cu istorie, un club care pentru care trebuie să dea totul. L-am văzut și pe Dimitrov azi, bulgarul, foarte slab.
Ați vrut să-l încercați? Am vrut să-l încerc, e foarte slab, n-am jucat într-adevăr de foarte mult timp, a fost primul joc, dar ca el a mai fost și alții, dar dumneavoastră a spus numele și v-am răspuns la întrebare. Ocazie imensă, însă, până la urmă jocul greșea la așteaptă și au fost aproape cei de la Craiova să și scrie proprie poartă, cumva forțat de acea acțiune a dumneavoastră, bancul scoate. Da, n-a avut câteva sclipiri, câteva contraatacuri. Chiar a avut, dacă jucătorii nu știu, găseau soluția sau cea mai bună soluție, putea să marcheze, mai avut câteva, nu mai este vizat, am avut câteva soluții de a marca, n-am găsit cea mai bună soluție, dar, eu știu, o victorie era nemeritată. Tacanti, în planurile dumneavoastră pentru a fi adus la, la Oțelul, pentru că din ce îmi spuneți, l-am văzut pe... În noaptea asta va fi o noapte care, nu știu, grea pentru mine și sigur mă gândesc la foarte multe, pentru că echipa asta arată altfel, echipa noastră. FCSB-ul, ce trebuie făcut cu FCSB-ul pentru a reuși să... Se vede de o altă echipă. Avem în spate suporterii noștri minunați, sper să umple stadionul, sunt convins că vor umple stadionul și vezi de o altă echipă. Va fi un joc agresiv, dus la extrem, și asta este, eu știu, jocul nostru. Nespectaculos, dar sunt convins că vom câștiga și cu FCSB punct sau puncte. Vă mulțumesc. Și eu mulțumesc. Agresiv, dus la extrem, va fi jocul cu FCSB. Să sperăm că nu. Că asta e de rău. Adică dus la extrem... E bine, a vrut să zic că până la limita regulamentului. Asta cred că am vrut să spun, da. Da, exprimarea nu e cea mai fericită. Avem câte ceva de vorbit despre după ce a spus... Apropo de ce spuse de Dorinel Munteanu, dar luăm o pauză și când vom reveni vom mai discuta.
Păi și astăzi am fost o echipă foarte, foarte bună pe teren, nu le-am dat nicio șansă celor de la Oțel. Urmează totuși un meci cu un adversar tare de această CFR Cluj. Cum se vede partida asta? O să vadă, un meci foarte greu. Cele trei puncte. Îți mulțumim tare mult. Seară frumos. Ceva mai devreme a fost și Mitriță la microfon, dar nu a spus lucruri esențiale. Cred că încerca să treacă pur și simplu peste un asemenea meci fără să se lipească prea mult de el această dezamăgire. În fine, e abia începutul, poate că punctul ăsta o să fie important. Asta e, trebuie să băgăm mingea în poartă. Păi, scuză-mă, dar aici mi se pare o mică fractură de logică. Deci o să vedeți că s-ar putea acest punct să conteze la final foarte mult, adică în sens pozitiv. Păi nu. Dacă tu erai pe punctul să pierzi meciul ăsta, da, puteai să susții așa ceva. Tu trebuia să-l câștigi. La câte adică ocazii trei puncte ar putea să conteze și mai mult. Exact, adică două puncte pe care le-ai pierdut astăzi. Nu, în loc de trei puncte, mai loc de un punct. Punctul ăsta pe care, sigur, cu ghinion l-ai dar eu cred că asta psihologic încearcă să-i evacueze. Pe altă parte, cred că a zis bine. Adică, acum oricum nu mai poți face nimic. Exact, să-l ascultăm pe Eugen Neagoe. Bun găsit, domnule Neagoe. Doar un punct astăzi. Care sunt concluziile? Bună seara. E simplu. Cred că am făcut un joc bun. Cred că ne-am dominat în totalitate. Adversarul din primul până în ultimul minut. Ne-am creat ocazii de a marca. De patru ori am lovit bara. N-am reușit să marcăm. Dar cred că am făcut un joc bun. Nu știu, cred că am avut 70%-ceva posesie. Nu știu exact, dar cred că 72-73% probabil. Și multe ocazii. Un joc de Liga 1, când îți crezi atâtea situații de a marca, lovești de patru ori bara, nu știu dacă mai este ceva de spus. Da, n-am avut șansă, probabil, în seara asta. Am ratat multe ocazii, așa cum am spus. Îi întrebam și pe băieții dumneavoastră, pentru că echipa Craiovei mereu a avut probleme cu echipele mai slabe și asta le-a dăunat în lupta asta pentru titlu. Nu știu, cum veți reuși să capacitați poate mai mult? Nu știu dacă e vorba neapărat de seara asta, dar... Dar nu este vorba de capacitate, nu este vorba de concentrare, pentru că jucătorii au avut atitudine, au avut concentrare. Atâta timp cât îți creezi atâtea situații de a marca, cât îți... am făcut un pressing foarte bun, am ținut în aproape de care ori. N-am reușit să marcăm. Dacă după asemenea joc, când îți domini adversarul și îți creezi atâtea ocazii, nu câștigi... Dar ce este de spus? Chiar nu am nimic de reproșat băieților, doar că ne-a lipsit gol. Ivan, pare că asta e poziția lui, se simte foarte bine în poziția de vârf împins, ok, l-ați folosit și apoi în dreapta, dar credeți că asta e poziția lui? Pentru că în primele 15 minute, practic, și-a creat ocazii sau a creat pericol mereu. Da, Ivan este un jucător valoros, așa cum sunt și ceilalți băieți. Da, joacă acolo unde vom avea nevoie, că va fi atacant, că va fi extrem, dreapta, stângă. Al doilea atacant, vom vedea, dar sigur, el va juca acolo unde considerăm noi că trebuie să joace. Danciu, cum s-a descurcat? Cred că a făcut un joc bun, nu a făcut un joc rău deloc. Da, și el putea să marcheze, a avut și el o fază frumoasă. Da, au fost câteva situații după faze chiar frumoase, combinații, jucat rapid, dar n-am reușit să marcăm. Mai Dorinel Munteanu spunea că mai e perioada de transferuri, el și-ar mai dori niște jucători, dumneavoastră? Da, n-aș vrea să vorbesc acum despre transferul, că imediat după joc. Orice este posibil la fotbal, nu? Atâta timp cât perioada de transferuri nu durează până în septembrie, sigur, se poate întâmpla orice. Dar în acest moment chiar nu mă gândesc. Sunt puțin dezamăgit că nu am câștigat, dar nu sunt supărat deloc pe băieți. Au avut, v-am spus, atitudine, ne-am creat multe ocazii. În adversarul nu ajunge la poarta noastră. Era o întâmplare, era culmea să ne marcăm și autogol. Asta era ultima, da. Dar, sigur, asta este fotbalul. De asta este frumos, de asta este spectaculos. Dar, sincer, chiar am făcut un joc, cred eu, destul de bun. După două echipe ce abia au promovat, urmează un adversar de calibru. Întâlniți CFR-ul, cum se vede acest duel? Ei vor veni, într-adevăr, după cupele europene. Da, adversar bun, așa cum sunt echipele de prima ligă. Poate să fie mai ușor acest joc. Poate la Cluj o să avem două ocazii și o să marcăm trei goluri, așa cum alte echipe au făcut. E posibil să facem și noi așa ceva, dar vom vedea, sigur.
vom merge la Cluj să jucăm, să o facem cât mai bine și sigur ne dorim să câștigăm. A revenit Ovidiu Hațegan. Cum vi s-a părut? Da, mă bucur. Cu 16 luni. Mă bucur, m-am bucurat, am vorbit cu el și înainte de joc, să-l revăd, să-și rea activitatea. Da, este un arbitru foarte, foarte valoros. Da, sincer, mă bucur din suflet și doresc multă sănătate. Mulțumim tare mult. Și eu vă mulțumesc. Liniștit și Nagoe, dezamăgit, dar liniștit. Pe de altă parte, sigur, îți spui, dacă jucăm așa, nu se poate să nu câștigăm, nu se poate să nu intre mingea în poate. Se poate întâmpla la un joc. Un joc. Ideea este să nu continue, pentru că am mai văzut echipe care tot așa ratau și la un moment dat intri iarăși într-un soi de vrie. De asta nu mai vezi poarta clar dacă tot ratezi și la un moment dat au plecat și antrenorii de la echipele. Dacă n-au avut rezultate, bun. Craiova e departe de o posibilitate de genul acesta. Dar nu pare Ilie și un pic de... Nu știu, în mod istoric echipa asta pare foarte poetică, așa, visătoare. Tot, cum să spun, dă cu piciorul șanselor. Ăsta este sigur că e doar un amănunt în istoria asta recentă mare. Dar pare cumva logică. Sunt câteva detalii de pus la punct. Încă, uite, încă nu s-a găsit poziția lui Ivan. A început extrem de drept. Astăzi atacant. Este un jucător polivalent. Are o viteză foarte... Îl dăm în părți laterale. Deci ori extremul stâng,